Bună seara și vă mulțumesc din suflet că ați venit număr mare la acest eveniment. Numele meu este Sorin Luca și sunt chiar și coordonator de evenimente la editura Herald. Și am ales pentru această după-amiază, această seară de toamnă frumoasă de septembrie, un eveniment. Tradiția vie a spiritualității creștine, dincolo de dogmatism și prejudecăți. Un eveniment care se înscrie în șirul de evenimente organizate de editura Herald în cadrul campaniei Te așteptăm în librărie. Probabil că unii dintre dumneavoastră sau mulți dintre dumneavoastră știu că pe 1 august am început proiectul național campania Te așteptăm în librărie, aflată la a 11-a ediție și că aceasta se încheie, se termină pe data de 1 noiembrie. 3 luni de zile în care îi invităm pe toți iubitorii de carte, pe toți cititorii, pe toți iubitorii de carte, în primul rând de dezvoltare personală, spirituală, sapiențială, tradiții spirituale, să treacă pragul librăriilor partenere. Gazda noastră din această după-amiază, librăria Cărturești Verona, este unul dintre partenerii noștri în această campanie, campania Te așteptăm în librărie, și mulțumim, îi mulțumim foarte mult pentru găzduire. Așa cum vă spuneam, editura Herald și librăria Cărturești Verona au plăcerea de a vă invita într-o incursiune, i-am spus noi, o incursiune spirituală, în practica tradiției creștine, în cadrul evenimentului Tradiția Via Spiritualității Creștine, iar acest eveniment sunt convins că ne va introduce în ambianța tradiției contemplative a creștinismului, a apropierii intime, profunde, personale, după propriile măsuri de marele mister al Îndumnezeirii, care impregnează întreaga istoria mântuirii de la începutul și până în ziua de azi. Contextul întâlnirii noastre, contextul dezbaterii din această după-amiază, este oferit de 3 lucrări din colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald. Este vorba despre Muntele Tăcerii de Kyriakos Markides, Benedictus Deus de Meister Eckhart și Norul Necunoașterii. După cum le vedeți și noastră, le-am așezat ca să le vizualizați mai bine. În această incursiune, cum spuneam mai devreme, despre liniște, despre rugăciune, despre contemplația creștină și adevărata trăire a inimii spirituale, vor fi alături de noi invitații pentru care le mulțumesc din suflet că ne-au onorat cu prezența. Părintele preot Lucian Decă, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Creștină, de Teologie Catolică. Părintele Victor Lucian Georgescu, teolog ortodox, lector de asemenea și lector la Fundația Calea Victoriei. Părintele Vasile Ioana, paroh la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Andrei Gătănaru, publicist, filozof, psihoterapeut în formare și colegul meu Mihai Liță, senior editor la editura Herald și coordonatorul colecției Spiritualitate Creștină, cel care se îngrijește de aceste minunate cărți să ajungă la noi. Am să-i dau cuvântul pentru început colegului meu Mihai Liță să ne introducă cumva în subiectul propriu-zis al întâlnirii noastre și să ne vorbească, pe scurt, despre noua față a colecției Spiritualitate Creștină și despre planurile ei de viitor. Menționez, și o să vă spună și Mihai, noi am mai publicat în colecția Spiritualitate Creștină Noaptea Întunecată, Sfântul Ioan al Crucii. Mihai o să ne vorbească și despre următoarea carte, o carte foarte importantă, care o să apară în curând în această colecție la editura Herald. Mihai? Bună seara! O să încep cu un citat din Evanghelia după Matei, din capitolul 22, un citat foarte cunoscut, care pare să n-aibă nicio legătură cu ce m-a întrebat colegul, nu? Care spune așa: Învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? El i-a răspuns:
să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ca să explic de ce am început astfel, colecția aceasta, Spiritualitate creștină, este una dintre cele mai longevive ale editurii Herald și am urmărit în această colecție să căutăm acele aspecte care ne unesc, nu aspectele care ne despart. Este cunoscut faptul că Dumnezeu înseamnă unitate, coerență și atunci am căutat toate vocile lumii creștine care ne pot deschide inima și mintea către Duhul acesta al lui Hristos. Și am urmărit în această colecție să dăm cuvântul tuturor vocilor mari pe care le-am ales după puterea și priceperea noastră, criteriul fiind aplicabilitatea practică a acelei învățături în viața de zi cu zi, fie ea socială, liturgică sau cea de rugăciune personală, și orientarea generală a acestei colecții este în spiritul acelei cunoscute răspiri a Sfântului Serafim al Sarovului, că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Deci un scop eminamente practic. Această colecție urmărește să introducă cititorul pe această cale întreită, lăsată de Sfinții Părinți, după măsurile fiecăruia, care este la fel de actuală acum, în secolul 21, ca și înainte. Vorbeam în prezentarea pe care am făcut-o, în prezentarea evenimentului, că discursul teoretic, inclusiv în spațiul creștin, are ca scop să facă metoda clară și accesibilă. Și aici, citând chiar dintr-una dintre cărțile pe care o să le prezentăm astăzi, din cartea lui Kyriakos Markides, un părinte sporit, un gheronda, adică un bătrân, bătrân în înțelepciune, nu neapărat în ani, primește la un moment dat doi studenți la teologie care se recomandau drept teologi. Și începe să le spună că există un Ioan, teologul sfânt, un Grigorie, teologul sfânt. Nu vi se pare că e totuși oarecare diferență între voi și ei? Și aceia au înțeles și s-au smerit. În această colecție veți găsi nume foarte variate din spațiul creștin, de la pagini din Filocalie. Avem lucrări ale părinților marilor capadocieni, Grigorie de Nisa, Grigorie de Nazians, Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Maxim Mărturisitorul cu minunata lui lucrare capete gnostice, apoi părinții ai bisericii, cum sunt Evagrie Ponticul și Origen, care chiar dacă există sau au existat anumite controverse teologice legate de ei, sunt cei care au făcut ca biserica să fie ceea ce este astăzi. Și de asemenea mari mistici ai Bisericii Apusene, cu ajutorul Ordinului Carmelitanilor de Sculți, pe cărora le mulțumim, am publicat lucrarea Sfântului Ioan al Crucii, Noaptea Întunecată, și ne pregătim acum să publicăm o lucrare la fel de minunată, a Sfintei Tereza de Avila, Castelul Interior. Aveți în fața dumneavoastră lucrarea lui Meister Eckhart și așa mai departe. Totodată însă lăsăm să se pronunțe și voci mai aproape de contemporaneitate, cum este Kyriakos Markides, care probabil că e un nume mai puțin cunoscut pentru dumneavoastră, exprimându-ne în acest fel deschiderea către isihaz și isihie, despre care credem, precum Vasile Andru, că poate fi adusă cu mult folos și în lumea laică, în proporțiile respective. Și avem și o colecție de autor, Vasile Andru, care de asemenea a fost un lucrător al isihiei. Mulțumesc! Mulțumim, Mihailiță! Următoarea întrebare i-aș adresa-o părintelui Vasile Ioana.
Părinte, până să abordăm elemente puțin mai înalte, cu ghilimele de rigoare, legate de practica creștină contemplativă, cred că ar fi potrivit să pregătim puțin terenul. Iar în acest context aș vrea să vă rog să ne vorbiți puțin despre viața de obște a creștinului, despre cultivarea virtuților în viața de zi cu zi. Bună seara, Doamne ajută! Eu sunt aici în fața dumneavoastră în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sunt prezent împreună cu voi într-un gest de dragoste și vă mulțumesc pentru dragostea voastră și pentru ca să fie o seară în care Duhul Sfânt pogoară aici. Pentru că atunci când Duhul Sfânt a pogorât la cincizecime, a pogorât în chip de lin de foc asupra apostolilor și apoi a pogorât în inimile ascultătorilor. Pentru că imediat ce au ascultat cuvântul, oamenii au întrebat pe Petru: și noi ce să facem? Acest cuvânt arată faptul că un dialog presupune în primul rând o lucrare a Duhului Sfânt. Și pentru aceasta, dacă îmi permiteți, să începem cu o rugăciune împreună, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să pogoare asupra noastră. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dragul meu Sorin m-a întrebat despre cum să capete bunul creștin virtuți. E sigur dezideratul, cred, a fiecăruia dintre noi, suntem cu toți aici pentru asta și cred că viața creștinului trăitor este o viață de comuniune, pentru că nu poate nimeni să se mântuiască singur. Inclusiv pusnicii pe care i-am întâlnit în Sfântul Munte Athos nu se mântuiesc singuri, ci punându-și viața lor în slujba rugăciunii pentru comunitate. M-am întâlnit cu un părinte pusnic pe care l-am întâlnit acum 2 ani și când mă întâlnesc cu el mă îmbrățișează și mă întreabă: dar ce mai face doamna Doina? Zic: părinte, o mai știți pe preoteasa mea din Noianul de Pomelnice pe care vi le-am dat? O, cum? Dar feciorii sunt bine la școală. Am înțeles din asta că un pusnic care trăiește singur într-o peșteră are în inima lui rugăciune pentru toți cei care vin să se roage. Și când vezi agendele acelea răsfoite și mototolite și pline de semnele rugăciunii permanente a lor, înțelegi că mântuirea este o lucrare a Duhului Sfânt în toate direcțiile cu putință. Și de la noi spre voi, și de la voi spre noi, și de la voi spre vecinul, și de la tine spre vecinul de birou, și de la vecinul de birou spre tine, este o lucrare mistică, harică, ce vine doar prin invocare. Se poate trăi în lume și fără flori, dar fără flori lumea ar fi mai urâtă. Poți să trăiești pragmatic, doar prin puterile tale, dar viața n-ar fi atât de frumoasă dacă n-ar exista această lucrare a iubirii lui Dumnezeu, care presupune puțin efort. De aceea cred că virtuțile despre care spuneai tu, Sorin, se pot căpăta prin efort. Cum spunea la început, înainte vorbitorul meu, și eu când am pregătit întâlnirea din această seară, m-am gândit la Sfântul Serafin de Sarov. El a definit scopul vieții noastre, dobândirea Harului Duhului Sfânt. Cum putem să dobândim acest har al Sfântului Duh și virtuțile implicit? Am identificat în primul rând ca prim pas în acest drum pocăința. Dacă nu-ți pare rău de trecutul tău păcătos, dacă nu-ți pare rău și dacă nu ești sincer cu tine și te vezi murdar, nevrednic și ticălos, știți bine în limba greacă ce înseamnă, dacă nu te vezi așa, nu poți porni pe drum. Dacă nu te smerești,
dacă nu golești vasul inimii tale și dacă vasul inimii tale e plin de tine însuți sau de orgoliul tău, Duhul Sfânt nu are unde să intre. Deci dacă tu nu te închini idolului eu, atunci ai o șansă. Și dacă te lași pe tine și spui, Doamne, nevrednic sunt, vino Tu, Doamne, eu nu pot singur, atunci Domnul va veni. Și lucrarea virtuților în comuniune se face mai ușor, pentru că dacă particip la biserică, am văzut zilele astea cât de frumos a fost că ne-am rugat cu toții pentru copii, pentru că pruncii noștri încep școala. Și atât de frumos ne-am rugat în biserici împreună lui Dumnezeu. Și am avut o mare bucurie să văd ce atmosferă frumoasă a fost în Biserica Sfântului Iosif. Am fost surprins plăcut de copiii aceia care zglobi și plin de dragoste se rugau lui Dumnezeu împreună. Și în bisericile noastre ortodoxe la fel, părinte. Ne-am rugat cu toții lui Dumnezeu în comuniune. Deci lucrarea mântuirii se face în comuniune, în frățietate, împreună. Nu ne putem mântui decât împreună, frate. Mulțumim foarte mult, Părintele Vasile Ioana. Cumva în completarea celor spuse de Părintele Vasile Ioana, l-aș ruga pe Andrei Căitănaru să traseze un cadru general al tradiției contemplative creștine. Am mai primit o dată această invitație foarte generoasă. Cred că într-o anumită măsură ar fi mai rodnic să spun câteva lucruri despre cele trei cărți, dar în contextul a ceea ce în tradiția sau în literatura Sfinților Părinți se înțelege prin literatură, prin dimensiune contemplativă. Și aș începe prin a spune că cele trei lucrări sunt, dacă vreți, borne foarte importante pentru ceea ce în literatură este numit sau este cunoscut sub numele de teologia apofatică sau din perspectiva distinției dintre teologia apofatică și teologie catafatică. Ce înseamnă acest? Despre ce este vorba? După cel din tâi conciliu de la Nicea, s-a făcut distinția între a vorbi despre Dumnezeu în sine, adică despre relațiile intratreimice dintre persoanele Sfintei Treimi, pe de-o parte, și acest tip de discurs a fost numit teologie ca atare, și un alt tip de discurs, și anume relația dintre Dumnezeu și creație. Acest tip de discurs a fost numit discurs economic sau economie. Distinția aceasta a funcționat. A funcționat, repet, spune exegeza, din secolul 3-4 până mai târziu, însă mai târziu a circulat sub un alt nume. Odată cu corpusul Areopagitic, care apare pe piața ideilor undeva în secolul al VI-lea, el circulă sub distinția dintre, distinția dintre teologie apofatică și teologie catafatică, unde în cazul teologiei apofatice este vorba despre discursul despre însinele Dumnezeirii și este un discurs despre cu ghilimele. Pentru că în sinele este ceea ce nu poate fi accesat fiind în sine. În timp ce teologia catafatică stătea de fapt pentru economie, adică discursul despre Dumnezeu în relație cu creație. Acum, ce este foarte important de subliniat este și faptul că ambele tipuri de discurs sfârșesc, dacă nu cumva chiar așa și încep, mai trebuie aș spune că așa și încep, cu o înaltă detentă poetică sau alegorică, stau sub semnul rugăciunii, ambele tipuri de discurs, și de fapt sunt întotdeauna, ele sunt nu doar discursuri despre Dumnezeu, ci sunt discursuri cu Dumnezeu. De ce spun acest lucru? Pentru că în ambele tipuri de discurs este vorba despre o, în cele din urmă, despre o conștientizare a falibilității conceptelor noastre în fața tainei lui Dumnezeu. De obicei se spune că în cazul teologiei catafatice lucrurile sunt mai clare și mai lămurite. Pentru că acolo unde e vorba despre apofază, vorbim despre taină, despre ascuns, tot ceea ce se spune despre Dumnezeu stă sub semnul negației, adică El nu este nici ființă, nici lumină, nici bine, pentru că este dincolo de ființă, dincolo de lumină, dincolo este supra.
Și aici cumva lucrurile par a fi, într-o anumită măsură, par a fi cumva mai așezate chipurile în înțelegerea noastră. Folosim negații despre Dumnezeu pentru a spune că de fapt nu înțelegem despre ce este vorba cu Dumnezeu, că rămâne întotdeauna un rest de necunoscut în ceea ce îl privește. Și că folosim numele pozitive, adică spunem despre el că este iubire, lumină, bine, în registru catafatic, din perspectiva faptului că el este creatorul la toate acestea. Adică el fiind creator al luminii, să zicem, este lumină, este făcător al iubirii, spunem despre el că este iubire. Admițind în același timp că este dincolo de toate acestea, deci își păstrează o anumită taină. Se vede într-un fel foarte bine acest lucru chiar în corpusul de texte despre care aminteam la început, în tratatele areopagitice, unde dacă ar fi să reprezentăm ceea ce spune acolo, mai ales în capitolul al doilea din tratatul despre numele divine, Dionisie Areopagitul, și în capitolul 5, ar trebui să ne reprezentăm lucrurile în cam felul următor. Avem taina dumnezeiască în sinele dumnezeirii, din care izvorăște o energie necreată, prin care Dumnezeu creează, de fapt, este, dacă vreți, desantul lui în lume, prezența lui în lume. Și în capătul acelei energii, să spunem, este creația propriu-zisă. Și noi numim pe Dumnezeu, spune autorul, după numele celor pe care El le creează. Însă, spune el, sursa acestui act creator rămâne tainică, pentru că sursa energiilor necreate este chiar acest în sine al Dumnezeirii. Cu alte cuvinte, chiar și în interiorul discursului catafatic, sau cel pozitiv, să spunem afirmativ, taina este păstrată. De aceea, spune, de pildă, autorul la care mă refeream, are o grijă aproape maniacală de a spune că Dumnezeu este, de a spune că îl laudă pe Dumnezeu ca fiind bine sau iubire. Nu îl determină. Nu îl așează sub concept. Iar unul dintre comentatorii lui, Sfântul Maxim Mărturisitorul, subliniază acest lucru. El chiar într-unul dintre pasajele în care comentează tratatele areopagitice, spune că, iată, nu spune că la determinat pe Dumnezeu sub acest nume, ci că l-a lăudat, îl laudă pe Dumnezeu. Tocmai pentru a păstra, dacă vreți, a semnala această taină în care Dumnezeu rămâne, se păstrează, chiar și atunci când noi credem că înțelegem ceva din felul în care El este, urmărind și observând ceea ce El a creat. De ce am început cu ceea ce nu este pe masă, propriu-zis? Pentru că, într-un fel, este pe masă. De pildă, dacă vă uitați la Norul Necunoașterii, este un tratat care aparține teologiei apusene, este un tratat monastic, este anonim, într-o bună măsură, aici avem de-a face cu punți de legătură, pentru că și în creștinismul răsăritean și în cel apusean, ba înainte chiar de Marea Schismă, exista deja acest obicei de a aduce pe piață tratate anonime, dar nu le semna, pentru că în fond și la urma urmei, cel care le scrie nu este autorul. El este doar un instrument prin care Dumnezeu, de fapt, se transmite celorlalți. De aici această discreție. Nu există un nume pus. Chiar și în cazul, să zicem, pseudografiilor, cum este cazul tratatului areopagitic. Exegeza contemporană, de pildă, a subliniat faptul că, da, nu este acel Dionisie din Areopagul Atenei care se întâlnește cu Sfântul Apostol Pavel, ci este cineva din mediul siriac, foarte bine pus la punct cu toată învățătura momentului, un creștin asumat care preferă să folosească o pseudonimie pentru odată a da o anumită greutate cuvintelor sale, în același timp și de a-și semnala descendența, de unde vine. Se pune iarăși sub semnul discreției. Întorcându-ne la tratatul Norul Necunoașterii, de pildă în titlu, avem norul. Acest concept de nor, acest termen, este unul foarte important, de pildă pentru literatura, nu o să-i spun mistică, pentru că cuvântul ăsta ca atare de discurs mistic apare mult mai târziu, undeva prin modernitate, propriu-zis, ca atare, folosit ca atare. Dar pentru literatura, să zicem, mai degrabă apofatică, pentru acel tip de discurs care vrea tot timpul să dea seama despre, să dea seama de rezerva de taină pe care Dumnezeu și-o păstrează tot timpul în relație cu noi.
Este un termen consacrat, norul, este un termen consacrat de pildă de una dintre omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur, care, la un moment dat, tâlcuind pasajul, acel episod al ascensiunii lui Moise către Sinai, pe Sinai se pogoară un nor, spune despre acel nor că, de fapt, el nu vorbește propriu-zis despre, neapărat despre un nor fizic, deși este foarte posibil ca acel nor să se fi coborât, ci este vorba despre o necuprindere. Conceptul grecesc pe care îl folosește este acataleptos, adică de necuprins. Cu alte cuvinte, Dumnezeu, într-o anumită măsură, este ca un nor, nu poate fi cuprins. Te adâncește în el, dar marginile lui nu pot fi determinate. Alți sfinți părinți, de pildă, precum, nu știu, Sfântul Grigorie de Nisa sau Sfântul Grigorie de Nazianz, nu vorbesc despre acataleptos, vorbesc despre apeiron, care înseamnă indeterminatul. Dar, nota bene, nu-l definesc și nu-l determină pe Dumnezeu nici măcar ca fiind de necuprins sau de neindeterminat. Nu e o definiție a lui. Ca atare, în cazul, de pildă, acestui tratat, încă din titlu, ni se indică cumva, dintr-un început, perspectiva din care este scris textul. Chiar dacă are, spre o desibire, poate de Meister Eckhart, o pregnantă dimensiune practică, fiind un tratat monahal, de multe ori este și subliniat, se răspunde la întrebări practice. Ce să fac? Cum să fac? De ce li se întâmplă, de pildă, nu știu, oamenilor care vor să de ce Dumnezeu împiedică pe oamenii care vor să săvârșească binele? De ce uneori împiedică să săvârșească acest bine? Dar perspectiva este aceasta și este tratatul ca atare stă, după cum vă spuneam, pe o hartă a discursului teologic, de teologie apofatice, proprii creștinismului de răsăritan și apus, tratatul acesta are un loc foarte important. Mai stă de cart, lucrurile stau iarăși, pot fi privite din aceeași perspectivă. Este cunoscut ca fiind un autor pentru care taina dumnezeirii este foarte importantă. Este unul dintre autorii, unul dintre teologii apuseni, care a subliniat faptul că Dumnezeu este, dacă vreți, dincolo de ființă. Întreaga sa teologie stă foarte mult sub această amprentă a lui a fi dincolo de a fi. Hai să spunem că este nu metafizică în sensul acela de discurs filozofic, dar este un discurs care tot timpul țintește către taina dumnezeirii și o indică, subliniind că despre Dumnezeu nu putem spune nici măcar că este. Nu că n-ar fi. Chiar el însuși spunea, are un comentariu foarte important în care spune că Dumnezeu, dacă ar fi vrut la întâlnirea cu Moise să răspundă la întrebarea cine ești? Ce să răspund celorlalți că ești tu? Că cine ești tu? N-ar fi răspuns eu sunt cel ce sunt. Ar fi răspuns spune-le că sunt. Dacă ar fi vrut să sublinieze acest a fi ca fiind important. Ori mai este recar, de pildă sublinează nu. Spune-le că sunt cel ce sunt. Dincolo de un comentariu prin care Meister Eckhart, de pildă, subliniază faptul că este inclusiv un fel de a tăia, poate, macaroana curiozității celui care întreabă. E un fel de ce mă întreb cine sunt? Oricum nu vei pricepe. Sunt ceea ce sunt. Iau cu atare. Dar dincolo de acest aspect, este foarte important în cazul lui Meister Eckhart tocmai această depășire a ființei. Acest pregnant registru apofatic în care lucrările lui, comentariile lui sunt așezate. În cele din urmă, Kyriakos Markides, care este într-un fel e un om ca noi, de fapt. Este un profesor de sociologie din Statele Unite, profund secularizat, fiind într-o familie cipriotă care a emigrat în Statele Unite. Repet, secularizat și descoperă undeva în a doua jumătate a vieții, redescoperă tradiția creștină și o redescoperă cu curiozitatea celui care e deprins să întrebe, pentru că vine dintr-un mediu universitar, științific și el până nu înțelege și până nu duce întrebarea până la capăt, nu se lasă, ceea ce este foarte bine. Și Sfinții Părinți din vechime aveau acest obicei, până nu duceau gândul până la capăt, nu se lăsau.
pe de-o parte, și pe de-altă parte, pentru că totul este foarte viu în el, prin el, prin textul lui, ne este înfățișată, dacă vreți, trecerea și distinția și trecerea de la, cum se spune chiar în carte, o credință ideologică și o credință vie. Credința ideologică este aceea care nu mai chestionează. Este, dom'le, de ce crezi că Hristos a înălțat la ceruri? Nu știu, așa scrie în crez, am citit poate niște omilii, niște comentarii, dar de fapt, ce înseamnă înălțarea propriu-zis? Ce înseamnă că Hristos și-a plecat capul pe cruce și și-a dat Duhul? Sau, cum subliniază Părintele Andrei Scrima, și-a transmis Duhul? Ce înseamnă asta? Înseamnă să intri deja în căutare, să-ți cormonești textul, să vezi cum rezonează în tine, să-l aduci în tine, să-l faci al tău. Ori, la Kyriakos Markides se vede acest lucru prin dialogul lui constant cu Părintele Maximos, ucenic al Sfântului Paisia Gheoritu, și care îi subliniază în discuțiile cu el tocmai această necesitate de a trece de la cele două, de la o credință, dacă vreți, rigidificată, non-interrogativă, la una, de fapt, care este foarte vie și care poate fi mereu și mereu aprofundată. Nu este ca o treaptă de cunoaștere pe care o atingi, ci este ceva ce aprofundezi acolo unde aparent nu mai este nimic de aprofundat, ci totuși descoperi. Ori asta înseamnă, de fapt, a înainta către aceeași taină dumnezeiască, de a căpătea sensuri acolo unde pare deja plinătate de sens. Ori când deja tu crezi că ai înțeles și peste tine se revarsă în continuare sens, înseamnă că, de fapt, ceva ți se dă. Înseamnă că, de o parte, că ai o disponibilitate în tine de a primi, este foarte important, dar se înseamnă că și cineva vrea să-ți dea mai departe sensul de înțeles. Prin ceilalți, prin ceilalți, cum spunea Părintele Vasile. Mulțumim, Andrei Căitănaru. Următoarea întrebare pentru Părintele Victor Lucian Georgescu. Aș vrea să vă propun să pătrundem în subiectul central, cel al rugăciunii, câte tipuri de rugăciune există, cum putem spune că arată rugăciunea la măsuri înalte, ce ne puteți spune despre meșteșugul isihiei și despre rugăciunea neîncetată. Mulțumesc pentru întrebare, bună seara tuturor. Este frumos să vorbim despre rugăciune, dar și mai frumos este să ne rugăm, să vorbim despre rugăciune cumva din lăuntru, rugându-ne să vorbim despre rugăciune. Rugăciunea pe care, așa cum și Sorina a numit-o, la singular, nu la plural, este una în sine. În schimb, având în vedere conținutul ei, scopul sau locul în care este săvârșită, poate fi împărțită sau clasificată în diferite moduri. Dar, în esență, rugăciunea este discursul omului cu Dumnezeu, un discurs viu și înălțător, pentru că discursul cu Dumnezeu este reprezintă o înălțare a omului mai presus de creație, către Creator. De aceea, de la cele mai simple forme ale omului, poate cel mai puțin familiarizat cu rugăciunea, prin actul de a se ruga, de a dialoga cu Dumnezeu, îl străpunge creația și se lansează de pe orbita ei către Creator, căruia îi adresează gândurile sale. Spuneam că am putea, deși una fiind, să o clasificăm în variate forme, iar dacă este să ne gândim după la scopul rugăciunii, de obicei, după scop, ea este clasificată în felul acesta ca rugăciune de slavă. De exemplu, spune Hristos în Evanghelia după Luca, te slăvesc pe tine, Doamne, al cerului și al pământului. O rugăciune de laudă, un discurs de laudă al Fiului întrupat cu Tatăl. Rugăciunea, după, având în vedere scopul, poate fi cunoscută și ca o rugăciune de cerere. De multe ori,
îi solicităm lui Dumnezeu anumite lucruri care ne sunt nouă de folos, fie aici în viața aceasta limitată și trecătoare, fie îi cerem lucruri cu o perspectivă mult mai amplă, cu o detentă mai profundă spre veșnicie. Și tot ținând cont de scopul rugăciunii, rugăciunea mai poate fi numită sau poate fi cunoscută și ca rugăciune de mulțumire atunci când mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le-am cerut și le-am primit sau pe care nu le-am cerut și le-am primit. Și în acest fel ne manifestăm recunoștința în acest discurs de mulțumire, discurs care de fapt arată cel mai, într-un mod foarte profund, umanitatea noastră, anume că atunci când ne și manifestăm recunoștința față de Dumnezeu, nu doar nu mai adresăm diferite cereri, atunci de fapt ne arătăm cu adevărat oameni și ne umanizează recunoștința pe care însuși El, dacă ținem cont de Evanghelii, o apreciază foarte mult. Și doar fac o scurtă trimitere către vindecarea celor 10 leproși, atunci când din cei 10 numai unul s-a întors și spune Evanghelia că și s-a mântuit manifestându-și recunoștința, mulțumindu-i binefăcătorului său, lui Iisus. Având în vedere locul unde este săvârșită, rugăciunea poate fi cunoscută ca rugăciune eclezială sau liturgică atunci când ne ducem într-un templu al lui Dumnezeu, într-o biserică și ne rugăm la oaltă cu alții. Deși ne putem ruga și singuri, în afara cadrului Sfintelor Slujbe. Și dincolo de acest tip de rugăciune în comuniune, există și rugăciunea personală, rugăciunea fiecare dintre noi în cămara casei noastre sau în cămara cea din cămară, adică în cămara inimii noastre, atunci când în mod solitar îi adresăm cuvintele noastre lui Dumnezeu și prin aceasta ne manifestăm legătura către El, care, așa cum spuneam la început, ne înalță. Firește, rugăciunea poate fi clasificată și în alt fel și mi-aduc aminte de un discurs al unor părinți din Sfântul Munte Athos care împărțeau rugăciunea altfel, anume rugăciune spoveditoare, o expresie mai puțin cunoscută sau cel puțin expresie mai puțin întâlnită chiar și în spațiul ortodox, o rugăciune de spoveditoare, care de fapt era rugăciunea de cerere, prin care noi îi destăinuim, ne mărturisim lui Dumnezeu, îi destăinuim ceea ce dorim de la El. Vorbeau de o rugăciune liniară, aceea precum Tatăl nostru, o rugăciune care este un discurs lung, o poveste, prin care mintea noastră trece de la o idee la alta, străbate, deci, o suită de idei, în care noi prezentăm anumite realități sau cerem diferite lucruri. Aceste două moduri de cunoaștere, acei părinți atuniți despre care vă spuneam, le spuneau ca un neajuns, anume acela că ne trimit către mai multe centre de atenție, sau centre de atenție. Adică străbatem în discursul acesta mai multe idei, plecăm de multe ori de la unele și ajungem la altele uitând lucrurile cu care am început. Spre exemplu, un lucru care ne și împrăștie și practic nu permite minții să se adune în mod deplin în sine însuși și să coboare în mod deplin în inimă, deși și aceste forme de rugăciune sunt, bineînțeles, roditoare și bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. Dar totuși nu permit să minții, așa cum spuneau și părinții acestea și confirmă întreaga tradiție a spiritualității, nu permit inimii să se odihnească de plin și minții să se coboare și să-și găsească liniștea și să se ațintească în mod neabătut
și la ea, și către sine însuși, și către Dumnezeu. Și acest neajuns al acestor două tipuri este depășit printr-un al treilea tip pe care îl evocau, anume rugăciunea ciclică, pe care noi o numim și rugăciune neîncetată, numită și rugăciunea inimii, numită și rugăciunea minții, și sau rugăciunea lui Iisus și multe alte numiri. Această rugăciune scurtă, de un gând, am zice, dar săvârșită repetat, ciclic, neîncetat, care în acest fel săvârșită nu numai că permite minții să se concentreze, ci și înlătură multele gânduri care se pot ivi în cerul minții atunci când aceasta dorește să se adreseze celui după chipul căruia a fost creat. Rugăciunea aceasta a inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, în forma ei poate cea mai extinsă și poate cea mai contrastă ar fi Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, sau Doamne Iisuse, miluiește-mă, practicată în mod diferit de către diferiți părinți ai tradiției spiritualității răsăritene și nu numai de către părinți, mă refer aici la monarhi, ci și de către oamenii din lume și de către preoții care nu sunt numai decât monarhi și așa mai departe. Această rugăciune deci nu poate fi așa de ușor spartă, pentru că de multe ori zicând Tatăl nostru care ești în cerul, ne gândim la pâinea noastră cea de toate zilele sau atunci când cerem să ni se ierte nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, ne gândim la poate că ne gândim la sau se zugrăvește în minte chipul acelora pe care noi se întâmplă să-i considerăm dușmani ai noștri sau celor care ne-au creat anumite neplăceri. Dar să ne întoarcem la rugăciunea aceasta inimii. Și de ce este numită așa? Este numită așa pentru că prin această numire descoperim locul în care se săvârșește ea, anume în inimă. Și este numită și rugăciunea minții și prin această numire descoperim, sau ni se descoperă, săvârșitorul. Cine este săvârșitorul? Adică mintea, care potrivit practicii acestei rugăciuni trebuie să se coboare în inimă și acolo să-și înalțe, să acolo să înalțe către Dumnezeu, să se coboare în inimă ca într-un templu și de acolo să liturghisească cuvintele pe care le-am adresat mai devreme. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Este numită și rugăciunea lui Iisus pentru că este o presupune o neîncetată sau o continuă, mai bine zis, pe cât se poate de mult, amintire sau rostire sau chemare a numelui lui Iisus. De aceea este numită și rugăciunea lui Iisus. Iar neîncetată, pentru că dezideratul acesta este să se săvârșească neîncetat, să pătrundă în metabolismul nostru spiritual și, îndrăznesc să spun, chiar și biologic, și să se transforme puțin câte puțin, întâi de toate jucând un rol de, având un rol de curățire a lăuntrului nostru, după care aducând iluminarea în sufletele noastre și mai departe, spun Sfinții Părinți care au teoretizat despre această rugăciune, după aceea vine puțin câte puțin și desăvârșirea și firește această stare de curăție, întreită stare de curăție, iluminare și desăvârșire nu presupune, nu trebuie înțeleasă ca trei pași care odată străbătuți se încheie parcursul, ci ar trebui să înțelegem ca un parcurs eliptic întreit în fețe, o curăție, iluminare și desăvârșire sau perfecționare și iarăși o curățire și o luminare și desăvârșire și tot așa în sus către infinitatea Dumnezeirii. Referitor la rugăciunea inimii, n-aș mai dori decât să vă spun, în legătură cu tradiția spiritualității răsăritene, creștine răsăritene, că în privința ei dispunem de patru
mici tratate sau lucrări în care mi se predă cum să fie săvârșită, anume cea pusă sub semnul sau sub numele Sfântului Ioan Gură de Aur, poate și cea mai veche, care datează de pe la începutul secolului al XI-lea, cea a lui Simeon Noul Teolog, o a treia a Sfântului Grigorie Sinaitul și o ultima a Sfântului Nichifor din singurătate, Nichifor Mânacul. Toate patru, deși presupun anumite distinții, sunt complementare și prin toate acești părinți de Dumnezeu inspirați încearcă să-i povățuiască pe cei care doresc să se inițieze în acest meșteșug al rugăciunii neîncetate în contextul isihiei sau al liniștirii, în rugăciunea aceasta care în ultimă instanță facilitează apropierea omului de Dumnezeu și unirea omului cu Dumnezeu. Mulțumim mult, părinte. O să am rugămintea că atunci când vorbiți să țineți microfonul puțin mai aproape de gură, pentru că se înregistrează, nu de altceva. Am să-l rog pe... Înainte de toate, vreau să vă spun că aceste trei cărți din colecția Spiritualitate Creștină, după ce plecați de la eveniment, le veți găsi, sau în zilele următoare, când mai vizitați librăria Cărturești Verona, le veți găsi în librărie. Mihai Liță, ești cel care a propus și redactat cartea Muntele Tăcerii lui Kyriakos Markides. Spune-ne, te rog, în câteva cuvinte despre autor și despre învățătura isihasta a părintelui Maximos, personajul principal al cărții. Să spunem că s-a pomenit numele Isihia, să spunem că isihasmul, care provine din grecescul Isihia, înseamnă liniștire. Mihai. Da. În ce privește pe autorul cărții, m-a scăcit un pic Andrei de prezentare, pentru că a vorbit el puțin despre el, despre Kyriakos Markides. Este într-adevăr un spirit căutător, sociolog, așa cum s-a spus, și care înainte de întâlnirea sa cu părintele Maximos, despre care o să vorbesc puțin în continuare, a avut și alte genuri de căutare. A fost el, e autorul a 7 cărți și 3 dintre ele nu se referă la spațiul creștin, ci mărturisesc despre o altă căutare a lui într-o lume a unor vindecători din Cipru. În momentul în care îl întâlnește pe acest părinte atonit, care poartă numele pseudonim de Maximos, din motive de discreție, părinte care pentru un an de zile a fost protos al Sfântului Munte, adică guvernatorul, organizatorii și numai, considerat, deși era foarte tânăr la momentul respectiv, ca un gheron, da? Gheron înseamnă bătrân, cum spuneam, bătrân în duh, nu în ani. După întâlnirea acestui părinte Maximos, el suferă un proces de, nu-mi place cuvântul convertire, dar în orice caz de convingere, înțelege drumul. Și chiar se povestește undeva în lucrare că părintele Maximos avea o anumită contractură față de spiritul lui puțin liber și se tot ruga să primească răspuns cum să-l ucenicească. Și la sfârșit i s-a transmis răspuns că el nu e un ucenic în sensul de trăitor alături și cel care va urma calea sub formă de monah, ca monah, ci el este un transmițător al acestui mesaj al atosului în lume. Și a fost ales așa tocmai pentru că are acest spirit pozitiv și deschis și foarte activ și care își pune nenumărate întrebări. Și după ce acest lucru s-a petrecut, relația dintre cei doi s-a îmbunătățit foarte, foarte mult. Deci cam aceasta ar fi despre autorul cărții. E un om foarte plăcut, eu am corespondat cu el, Sorin știe că ne-a transmis și un mesaj și atunci de Florin când am lansat cartea.
E un om foarte deschis. Cartea face parte dintr-o trilogie. Celelalte două volume sunt puțin cam mari, deci să vedem cum o să facem ca să le aducem către dumneavoastră. Mai sunt două. Și acum să vă vorbesc puțin despre Părintele Maximo și despre învățătura sa. Ceea ce partea practică despre care vorbește Părintele Maximus face parte din această cale întreită despre care și Părintele Georgescu a vorbit, care este alcătuită din trei pași, pași care se repetă, așa cum s-a spus. Primul pas este numit în tradiția răsăriteană catharsis, iar în tradiția apuseană purificatio, înseamnă purificare, înseamnă despătimire. Este un pas care se sare foarte adesea, adică entuziaștii care vor să se apropie de taina isihiei se îngrămădesc către metodele tehnologice, ca să zic așa. Nu merge așa, pentru că se spune undeva și în Evanghelie că nu poți pune un vin bun într-un vas vechi. Deci mai întâi trebuie să repari vasul și este o lucrare în care căutătorii din lumea de azi, o spune un vechi căutător, nu cu mare succes, nu le place să facă această lucrare. Adică această cultivare a virtuților și această reparare a propriului vas, care e specifică tuturor căilor spirituale adevărate, nu e deloc plăcut. Am vrea să sărim la tehnicile spectaculoase, la energie, viziune, arătări. Apropo, calea isihastă este total împotriva acestor viziuni și arătări, pentru că îl caută pe Dumnezeu la fel ca și lucrarea apuseană similară în acel nor al necunoașterii, acea viziune apofatică. A doua etapă a acestei căi, acestei întreite căi, se numește Photisis în limba greacă sau Illuminatione. Biserica apuseană înseamnă momentul în care ți se dă un prim semn, în care înțelegi cum stau lucrurile cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ultima etapă pentru măsurile foarte înalte, trebuie să avem curaj, dar pe de altă parte să fim și realiști pentru premianță, așa? Se numește Teosis în Dumnezeirea sau Unio Mistica în tradiția apuseană. Învățătura cea mai importantă din punctul meu de vedere și motivul pentru care am ținut foarte mult ca această carte să apară la Herald este învățătura despre ceea ce ei numesc logismul. Logismos la singular. Acesta înseamnă gândul pătimaș, gândul care ne leagă, adică este exact opusul virtuților. S-a vorbit mult în tradiția bisericii despre acest lucru, există o învățătură vastă a unui părinte de la începuturi, părinte Evagrie Ponticul, care vorbește despre cele 7 sau 8 patim și despre modalitățile cum, în care ele pot fi depășite. Există un cercetător contemporan pe care îl prețuiesc foarte mult, părintele Gabriel Brighe, care a scris, eu știu de 3 dintre patimile respective care au apărut și în limba română, tratatele lui Evagrie, bănuiesc că vrea să le facă pe toate, n-aș dori să știu că va deveni realitate. Și Părintele Maximus ne vorbește despre 5 etape, nu numai el, este în conformitate cu întreaga tradiție a bisericii, despre 5 etape în care un gând poate ajunge, un gând negativ, să zicem, în terminologia de azi, poate ajunge în ființa noastră. E o învățătură foarte practică și utilă vieții de zi cu zi. Prima etapă este, se numește atac. Deci ne vine un gând negativ. În carte se dă exemplu, ce-ar fi să fur niște bani? Uite, sunt acolo, nu mă vede nimeni. În acest moment, încă nu suntem, corpul nostru duhovnicesc, să zic așa, nu este afectat.
Pentru că este, atacul vine din exterior. Creștinismul personifică, este de la acel necurat. Și avem opțiune să îi dăm curs sau să nu îi dăm curs și în asta constă toată tehnologia, ca să zic așa. A doua etapă este interacțiunea. Când începem deja să vorbim cu acel gând, ce ar fi dacă, e interesant, poate că nu mă prinde nimeni, la urma urmei și alții fac asta. Mai citam și data trecută și mi-a plăcut foarte mult din Părintele Papaciul, care spune, cu dracu nu stai de vorbă. În momentul în care începi să vorbești cu el, e foarte periculos, pentru că în primul rând e mai puternic și în al doilea rând are loc, e ca un proces de contaminare, ca atunci când e o gripă. Încet, încet, începe să se apropie de tine acest gând rău și să te contamineze la untri, devine o obișnuință. Însă, în continuare și la această etapă, încă mai poți respinge. Ești liber să respingi sau nu, e alegerea ta. Și dacă vei căuta modul adecvat, vei putea face lucrul ăsta. A treia etapă se numește consimțământ. Aici deja se instalează ceea ce se numește păcat. Sufletul este contaminat, ca să zic așa. Deja jumătate din bătălie este pierdută și cealaltă jumătate este foarte dificilă. De aici încolo, de obicei, începe să fie necesar ajutorul cuiva sporit care să se roage pentru și împreună cu tine. A patra etapă se numește înrobire, în care omul pierde controlul, deja, devine obișnuință acel gând și sunt necesare eforturi foarte mari pentru dezrădăcinarea lui. Iar a cincea se numește patimă, în care acel suflet nefericit a cedat într-o proporție foarte mare, gândul respectiv devine negativ, devine obsesiv, pardon, și se poate scăpa de el doar cu ajutorul cuiva sporit și, bineînțeles, cu harul Duhului Sfânt. Rețeta generală a catarsisului, am extras un scurt citat din Muntele Tăcerii, care spune așa, Marchides întreabă, încă n-ați vorbit despre rugăciune, nu este și aceasta o modalitate de a ne apăra de aceste logisme? Și Părintele Maximus răspunde, bineînțeles, asta se înțelege de la sine, este metoda cea mai eficace, este arma cea mai puternică de care dispunem noi creștini. Și cea mai importantă dintre rugăciuni este ceea ce în tradiția greacă se numește efche, adică exact rugăciunea de care s-a făcut vorbire înainte, rugăciunea lui Iisus, invocarea repetitivă a numelui Lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și aici reamintesc, am mai vorbit și data trecută, despre o învățătură a Părintelui Cleopa, în care explica modul în care se practică această rugăciune neîncetată, la un mod foarte pragmatic, de fiecare dată, în viața de zi cu zi, în care un astfel de logism ne atacă, se face această efche, această rugăciune a lui Iisus. Există din acest motiv în mediul monahic chiar anumite lanțuri de rugăciune în care ei, indiferent de acțiunile pe care le fac, se roagă în continuu. Există o tradiție la Essex în care se fac lanțuri de acestea de rugăciune. Fiecare spune rugăciunea de un număr de ori, cred că de 100, în limba lui, a Părintelui Sofronie și așa mai departe. Deci această rugăciune se lovește, se spune, gândul cel rău, de îndată ce el apare, cu această rugăciune a lui Iisus. Exemplu e foarte simplu. Ești în autobuz, t-a călcat unul pe un picior, vrei să-i urezi niște lucruri foarte nedumnezeiești, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul și spurcatul la gură sau ceva în genul ăsta. Da, ai pus
Da, te rog. Aici spune Marchides, mai spun un lucru foarte, foarte interesant și foarte frumos. Spune că, de obicei, când se întâmplă, este numită literatură un astfel de atac, că vine un astfel de gând, de obicei, e, de fapt, nu-i prea bine când noi ne dăm buzna degringoladă în rugăciune, ca și când o duc la rugăciune și spun de trei ori și gata, sigur, se rezolvă. De multe ori, efectul este nu. Nu se întâmplă nimic. Pentru că, spune el, degringolada asta spune foarte mult despre starea interioară. Cu alte cuvinte, e bun gestul ăsta și inclinația de a te duce să te rogi, dar mai întâi să te așezi puțin în tine, mă, puțin în tine însuți, să te centrezi, să te echilibrezi, să conștientizezi ceea ce urma să faci. Să nu te duci ca la o formulă magică. Bea o poțiune de Doamne Iisuse și în 3 minute sunt gata. Nu ești gata. Și atunci e nevoie de o anumită, repet, așezare. Corect, de acord. Rugăciunea respectivă, deci această metodă a părintelui Cleopa, presupune că la tine acasă, în taină și zi de zi, practici această rugăciune și ea generează acea coborâre în inimă și acea liniște. Prin urmare, în momentul când o invoci în autobuz, în situația descrisă, ea cheamă, e ca o ancoră psihică, să zic așa, cheamă și harul și cheamă și acea stare. Deci îți amintești de faptul că rugându-te acasă și spunând Doamne Iisuse, în tine se generează o anumită trăire. Și atunci poți să chemi acea trăire chiar în momentul în care ala te-a călcat pe picior și să te gândești că în față e semenul tău, nu puncte, puncte. Deci depinde de stare până la urmă. De trăirea pe care, ai creat-o rugându-te. Deci asta e totul, starea. Dacă tu te rogi și naști o stare în tine, tu trăiești mai departe în acea stare. Părintele Calinic de la Sfântul Sava ne spunea că voi creștinii vă duceți să vă rugați. Luați așa rugăciunea ca pe o datorie. Aoleu, vai de mine, n-am făcut rugăciunea de seară. E ca și cum n-ai bifat ceva. Este o prostie. Mai mare prostie nici nu există decât asta. Faptul că tu consideri rugăciunea ca pe o datorie. E ca și cum ai vrea să îi spui lui Dumnezeu ceva, Doamne, vreau ceva și Dumnezeu să spună, au, bine că mi-ai spus că uitați. E ca și cum Dumnezeu, dacă nu-i amintești tu chestia asta, el uită sărăcuțul. Doamne ferește, rugăciunea este altceva și exact la asta ne duce Părintele Maxim. Și anume, faptul că atunci când te rogi, trebuie întâi să te liniștești. Să ai o pace cu tine. Și l-am întrebat pe Părintele Calvin, Părinte, Mata, cum faci, concret? Pentru că secularizați așa, s-a născut în meu un spirit practic și întrebăm acest cum faci? Și el spune, îmi pun mâinile pe genunchi și stau așa să mă liniștesc, înainte să mă așez în genunchi, da? Stau așa să mă liniștesc așa puțin. Și zic așa cam cât stai. Și cam jumătate de oră stau. Părinte, zic, eu nebunesc dacă stau jumătate de oră așa. Deci, practic, n-am timpul ăsta. Trebuie să îmi hrănesc copiii, mă duc la Mega să cumpăr, mă întreabă ce să cumpăr. El spune, nu ai stare. Și țineți minte cum spunea mama, ești agitat, nu ai stare. Această stare, dragii mei, înseamnă Duh. Duhul Sfânt pogoară în inima ta când naști în tine o stare de pace. Când vrei tu asta. Dacă tu vrei asta, tu nu poți singur. Liniștindu-te și stând așa, golești vasul și lași pe Dumnezeu să vină, să pogoare această picătură. Deci vă recomand această stare de liniștire înainte de a începe rugăciunea. Și apoi, în această stare, rămâi dacă ea e profundă. Pentru că atunci când te calcă pe picior la un autobuz, depinde în ce stare te găsește. Că dacă te-a prins nervos, iei ras două palme. Dacă te-a prins liniștit în acea stare, e, nu-i nimic, lăsați. Uitați, mai am și piciorul drept. Deci depinde foarte mult de stare. Ce este rugăciunea, fraților? Și vreau să plecați de aici cu acest gând puternic. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu însuși. Nu este ceva mai înalt pentru mine ca suflet. Nu este ceva mai onorant pentru mine ca persoană decât Dumnezeu cerului să-mi permită mie o mână de țărână să vorbesc cu El. Asta e rugăciunea. Doamne, îți mulțumesc
pentru că m-ai adus pe pământul ăsta. Îți mulțumesc pentru răsăritul de soare. Îți mulțumesc pentru dragostea din jurul meu. Sărut mâna, mamă, cum îi spui mamei, așa trebuie să-i spui Tatălui Ceresc. Sărut mâna, e suficient. Nu îi spune tu lui Dumnezeu ce ai tu nevoie, că știe El mai înainte să-i ceri tu, că tu, de ce ai tu nevoie. Nu despre asta e vorba, ci despre o stare. Cum faci tu când ajungi acasă? Pune iubita mea, te iubesc. Cred că spuneți asta, nu când ajungeți acasă, sunt convins. Asta e rugăciunea, dragii mei. Practic vorbind, vorbești cu tata și te simți bine cu tata. Nu-l cauți că-i cer ceva, e neplăcut. Eu am 3 băieți și 2 sunt la studii și le-am spus odată, nu m-a sunat mai multe zile unul din copii și mă sună ce tata am nevoie de 30 de lire. Tata, zic, mi-era dor de tine. Ups, el a simțit că are o problemă. Eu nu i-am spus de ce nu mă suni și să mă întreb de sănătate. Și i-am spus așa, tata, uite, eu aș fi putut să mor de 3 zile, m-ar fi și îngropat. Înțelegeți ideea? Relația noastră cu Dumnezeu este relația unui părinte cu un copil. Dacă tu ca părinte, dacă ca și copil, îl chem pe tata numai când ai nevoie de bani, e foarte neplăcut. Dacă tu ai un prieten și nu-l sun 2 ani și după aia îl sun, băi, am o rugăminte, dă-mi și mie 5.000 de euro repede. Ăla zice, băi, stai puțin. Am o problemă, nu m-ai sunat de rebelion, nu m-ai sunat de ziua mea și mă sune acum că am nevoie. Ce vreau să vă spun cu asta este că dacă noi simțim o stare de dorință interioară să vorbim cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri din viața noastră vor avea alt înțeles, altă lumină, alt duh, pentru că noi vom trăi într-o stare. Ce spunea Părintele Profesor despre rugăciunea neîncetată, nu-i nevoie nici de cuvinte, nu-i nevoie nici de tehnici. E nevoie de simțirea ta. Stai în autobuz și te gândești la lucruri frumoase, îi mulțumești și rămâi în stare. Asta înseamnă rugăciunea. Iertați-mă. Mulțumim, Părinte. Așa. Revenind, îi spune Părintele Maximus lui Machides, reține că participarea la tainele și la tradiția bisericii este o formă de hrană spirituală care pătrunde în lumea noastră interioară și dă sufletului puterea să respingă aceste logisme. Și tot el vorbește aici un alt lucru important despre ce înseamnă asceza, aschezis, și cum se face această purificare, purificație sau catarsis prin asceză. Și el enumeră câteva metode, să zicem, sau atitudini pe care creștinul trebuie să le aibă: rugăciune, post, veche nocturnă, participarea la taine, adică la spovedanie și împărtășanie, aici presupunându-se cazul foarte fericit al unui duhovnic, studierea Cuvântului lui Dumnezeu și a vieților sfinților. Și spune el în final, toată această lucrare duce la întărirea sufletului care e îmbrățișat de harul lui Dumnezeu. Aceasta e calea pe care pornește sufletul pentru a dobândi sănătatea spirituală. Mulțumim, Mihailiță. Aș vrea să îl rog pe Părintele Lucian Dâncă să-l prezinte dumneavoastră publicului pe Meister Eckhart și să ne vorbiți despre opera și importanța ei în lumea creștină, inclusiv cea contemporană. Da, vă mulțumesc și sunt de dreptul onorat să particip la acest frumos și fericit eveniment, mai ales prezentând aceste două lucrări de mistică occidentală. Câteva lucruri despre Meister Eckhart, care este mai puțin cunoscut în spațiul oriental. Și dar pe numele lui adevărat, Johannes Eckhart, a rămas în istoria creștinismului occidental cu apelativul Meister Eckhart și ca fiind unul dintre cei mai renumiți teologi și filozofi ai secolului al XIII-lea, început de secolul XIV, deoarece a trăit între anii 1260 și 1328. În 1275 intră în Ordinul Dominicanilor, pentru cei care știți, vă reamintesc,
în secolul XIII a însemnat o reînnoire a Bisericii Occidentale prin fondarea a două mari ordine, Ordinul Sfântului Francisc, Franciscanii, cu un aspect mai mult aplicat spre evaluarea evanghelică a sărăciei, și Ordinul Dominicanilor, mai mult aplicat spre predicați, mai numesc, și Ordinul Predicatorilor, al predicării cuvântului. E bine, Ecar intră în acest ordin al Dominicanilor. Ordinul Dominicanilor a dat lumii occidentale cel mai mare teolog din Evul Mediu, după cum știți, Toma de Aquino. E bine, studiază la Paris, apoi la Köln și în cele din urmă se face cunoscut ca autor de teologie comentând sentințele lui Petru Lombardul. Aceste sentințe erau un fel de manual de teologie occidentală, iar el, prin explicațiile lui, l-a apus această lucrare un pic dificilă din punct de vedere teologic și filozofic, a pus-o la îndemâna studenților care intrau în teologie. Urcă în ierarhia, să spunem așa, Ordinului Dominicanilor, și primește responsabilitatea să se ocupe de formarea tinerilor dominicani și cu această ocazie, primind de la ei diferite întrebări pe teme de teologie și de spiritualitate, se naște lucrarea care o găsim publicată în această carte, și anume Îndrumări spirituale sau Învățături spirituale, lucrare în care Maestre Ecar vine și aduce, să spunem așa, răspunsuri practice, dar și răspunsuri teologice la anumite frământări ale tinerilor care doreau să îmbrățișeze viața călugărească în Ordinul Dominican. Apoi predă, bineînțeles, la Paris între 1302 și 1303, perioadă, de ce numesc acest episod? Pentru că în această perioadă intră pentru prima dată în conflict cu franciscanul Gonzalve de Spania, cu privire la existența a două facultăți ale sufletului, despre care vorbesc de lung scolasticii, și anume intelectul și voința. Ar fi fost interesant aici o întreagă dezbatere pe acest aspect, dar nici timpul și nici momentul nu este prielnic. Trec mai departe, în 1303 devine provincial al dominicanilor, este o funcție de administrație, dar și de formare a tinerilor care intră în acest tip de viață, și predă în aceeași perioadă, predă la Paris între 1311 și 1313, ocazie cu care scrie lucrarea sa cea mai importantă și care va atrage și cele mai mari ponoase din partea occidentalilor, și anume Suma Teologică. În această Sumă Teologică, episcopul de Köln de atunci așa descoperă cel puțin 27-28 de propoziții, de teze neortodoxe, pe care le supune papei Ioan al XXII-lea. Papalitatea pe atunci, după cum știți, se afla în exil la Avignon. Papa primește această listă cu aceste propoziții puse pe seama lui Maestre Ecar și se gândește să redacteze o bulă pe care o găsiți în finalul acestei cărți în anexă, intitulată In Agro Domini, adică, nu știu, în grădina sau pe câmpul Domnului, în care Papa enumerează cele 28 de teze care sunt condamnabile în opera lui Maestre Ecar. Maestre Ecar se supără pe treaba asta și ia inițiativa să meargă el însuși la Avignon să se justifice în fața papei, și se pare chiar că a avut foarte mult succes acolo, pentru că papa, din cele 28 de teze condamnabile, a stabilit că 17 sunt, să spunem așa, scoase din contextul lor și că cei care le-au formulat nu le-au formulat pe bună dreptate, pe când celelalte 11 sunt teze neînțelese de cei care vor să-l condamne. Așa se face că Maestre Ecar, ajungând la Avignon, probabil, spun unii, că acolo și-ar fi sfârșit și zilele, cu câteva luni înainte de publicarea acestei bule a papei Ioan al XXII-lea, deci In Agro Domini. Așa că majoritatea specialiștilor poziționează moartea lui undeva la sfârșitul anului 1328. În 1992, asta este un aspect foarte interesant, capitolul general al dominicanilor
au cerut reabilitarea lui Maestre Eckhart. Și pe atunci maestru general sau știu, superior general al ordinului era Timothy Radcliffe, care a primit un răspuns direct de la Vatican zicând nu avem ce să repunem în ortodoxie, pentru că de fapt Maestre Eckhart nu a fost niciodată condamnat. Și cu această ocazie am înțeles chiar că dominicanii au început un proces de beatificare și apoi de canonizare a lui Maestre Eckhart. Asta câteva lucruri în ce privește pe acest mare teolog. Acum, ideea centrală în învățătura mistică a lui Maestre Eckhart ar fi aceea a unei invitații la detașare de tot ceea ce nu este Dumnezeu. O expresie pe care o întâlnim foarte des în scrierile lui. Pentru el, unirea cu Dumnezeu, și acesta este scopul misticului în tradiția occidentală, unirea cu Dumnezeu, cu Divinul, necesită abandonul oricărei posesii. Iar această idee este în consonanță cu ideea patristică a comuniunii trinitare despre care s-a vorbit deja, în sensul că Sfânta Treime coboară în străfundul sufletului pentru a-l reface mereu după chipul și imaginea lui Dumnezeu. Astfel, omul dobândește ceea ce tradiția patristică ne-a lăsat ca teologie, îndumnezeirea. Misticul are ca program de viață în gândirea lui Maestre Eckhart această îndumnezeire. Nașterea lui Dumnezeu în suflet devine centrul vieții creștine pentru Maestre Eckhart și este acest rod al îndumnezeirii. Exemplul pe care îl propune această mistică a lui Maestre Eckhart este exemplul Sfintei Fecioare Maria, care mai întâi, spune el, l-a zămislit pe Fiul în inima sa. Cum se vor petrece toate acestea, deoarece eu nu cunosc bărbat. Iar apoi l-a zămislit în trupul ei, pentru ca în cele din urmă să-l ofere lumii. Bine, drumul misticului, în opinia lui Maestre Eckhart, este exact același. Să zămislească cuvântul Domnului în inima sa, apoi să-l facă să coboare în rărunchii săi, în trăirea sa, să devină, să facă parte din acea stare, ca apoi să-l predice lumii, nu numai decât prin cuvânt, cât mai ales prin fapte. Dar detașarea despre care vorbește Maestre Eckhart este exprimată în opera lui sub două registre. În primul rând, se referă la o separație, la o sărăcie voluntară, accentul fiind pus, bineînțeles, pe bogăția spirituală, deoarece bogățiile materiale împiedică sufletul omului spre această înălțare. Și în al doilea rând, Maestre Eckhart se referă la renunțarea tot ceea ce ne face indisponibil la lucrarea Harului lui Dumnezeu în noi. Adică acceptarea darului îndumnezeirii, adică umplerea golurilor din noi. Ce se întâmplă cu noi atunci când se iscă golul în noi? Avem golul foamei în noi, mâncăm. Avem golul oboselii, ne odihnim. Avem golul de a cumpăra ceva, mergem și cumpărăm acel ceva. Bine, mistica lui Maestre care se cere a umple aceste goluri cu Dumnezeu. Și atunci se naște această idee pe care o va promova Sfânta Tereza de Avila, Dio solo basta. Dumnezeu singur este suficient atunci când tu ai aceste goluri umplute cu Dumnezeu, celelalte vin de la sine. Deci, ideea lui Maestre care este aceea a reintegrării identității metafizice cu Dumnezeu rămânând în lume. Misticul nu este extras lumii. Experiența mistică este văzută ca o revenire la divinitate manifestată în Hristos, care sălășluiește deja în inima omului credincios, adică în inima omului îndumnezeit. Foarte frumos. Mulțumim foarte mult părintelui Lucian Dâncă. Părinte Vasile Ioana, aș vrea să ne spuneți cum înțelegem isihasmul în actualitate și câteva vorbe despre despătimire și despre baza gândurilor ca premisă esențială a rugăciunii lui Iisus. Domnule Sorin, eu sunt în seara asta aici pentru ca să spun oamenilor din fața noastră și dumneavoastră și celor care știți deja asta, dânsul a știut prima dată asta, că această carte, Muntele Tăcerii, este patericul contemporan al spiritualității ortodoxe. Și că în această carte se regăsesc taine dumnezeiești și întrebări la care unii oameni au așteptat o viață
Vă spun asta pentru că aș vrea ca fiecare dintre voi să aveți această carte în bibliotecă, pentru că alături de Sfânta Scriptură, care este cuvântul lui Dumnezeu către oameni, Patericul, Filocalia, cărțile de trăire mistică sunt răspunsul oamenilor la chemarea lui Dumnezeu. Deci se întâlnesc Dumnezeu și omul împreună în această experiență de emoție sfântă și de trăire, care naște răspuns la orice întrebare existențială. De aceea, încercând să vă răspund întrebării dumneavoastră, ar trebui să citim această carte cu creionul în mână sau cu pixul în mână, depinde fiecare dintre dumneavoastră ce e mai important pentru fiecare dintre dumneavoastră, și să luați aminte că vă va răspunde Părintele întrebărilor pe care vi le-ați pus și la care ați renunțat la un moment dat. Pentru că întâlnirea cu acest minunat Kyriakos Markides este întâlnirea fiecare dintre noi cu un părinte îmbunătățit. Dacă astăzi tu, Alice, Maria, Gheorghe, Vasile, te-ai întâlnit cu un pusnic, cu un sfânt, cu un om îmbunătățit, cu omul pe care îl admiri foarte mult și cu un om care știi că are răspunsul la toate întrebările, ce l-ai întrebat? Și aici este marele dar. Faptul că acest om a pus întrebări. E un mare dar. Să știi să pui întrebări. Desigur, cum s-a răspuns este fabulos. Astăzi, de exemplu, noi ne închinăm la idoli. Închinarea la idoli, noi credem că în istorie a avut loc în primele 3 secole creștine și că atunci au avut loc, erau niște idoli la care se închinau oamenii, ne amintim de Baal din istorie și spunem, da, s-au închinat la idoli cei din antichitate, noi astăzi nu. Ei, vă dau o veste proastă. Noi ne închinăm la idoli astăzi. Să vedeți cum. Și aici, în dialogul savuros, în dialogul viu, în dialogul puternic în har pe care Părintele l-a avut cu Kyriakos, își deschideau inimile. Aici este marea taină. Am întâlnit oameni sfinți în Muntele Athos și am văzut asta. Când îl întreb ceva pe un om sfânt, omul aș deschide inima și revarsă către tine har. Iată ce spune în legătură cu închinarea la idol și cu... Știți că noi creștini ortodoxi suntem supranumiți pupători de moaște și icoane în contemporanul acesta sălbatic. În mod fals, pentru că noi nu facem asta. Dacă ne-am închinat la o icoană, am fi cu adevărat închinător la idol, nu? Noi ne închinăm Dumnezeului celui viu, fraților. Noi ne închinăm Domnului nostru Iisus Hristos, o venerăm, o supravenerăm pe Maria Preasfânta și îl slăvim pe Duhul Cel Sfânt care a pogorât în sfinți. Dar Dumnezeului celui viu ne închinăm. Doamne ferește să ne închinăm la o icoană. Icoana este o fereastră spre cer, o concentrație de har. E nevoie, uitați, această metanie, un călugăr, un pustic, mi-a dat-o mie personal. După ce m-am întâlnit cu el, m-a luat în brațe și a spus, ce să-ți ofer eu ție? Uite, îți ofer metania mea, cu atâta dragoste, mi-a spus. Îți dau metania mea să te rogi și să-ți amintești de mine. Credeți-mă că de câte ori văd această metanie tocită de rugăciunile lui, mă gândesc la el și mi-e drag. Asta e dragostea. Asta e închinarea Dumnezeului celui viu, nu icoanei de sticlă sau de lemn sau de alt material. Doamne ferește, noi nu ne închinăm decât în Duh Dumnezeului celui adevărat. Și pentru că s-a atins, pentru că Markides s-a atins acest subiect, iată ce spune Părintele Maximus. Când venerăm orice altceva decât pe Dumnezeu, practicăm închinare la idoli. Atunci când absolutizăm, indiferent ce ideologie, bani sau chiar cunoștințe științifice, practic ne angajăm în idolatrie. Semnificația celei de-a doua porunci este un avertisment împotriva acestui lucru. De câte ori nu absolutizăm noi? A, știu eu. În momentul ăla tu te închini părerii tale. De aceea nu este bine să absolutizăm. Doar Dumnezeu este absolut, fraților. Și iată ce spune mai departe. Ideologiile care au însuflețit istoria, cum ar fi naționalismul. O, numai noi românii ne mântuim. Păi tu crezi că degeaba a făcut Dumnezeu miliardele de oameni și numai noi ne mântuim? Doamne ferește! Comunismul. Poate să existe o societate fără Dumnezeu. Total greșit. Patriotismul. Doar patria. Nu e adevărat. Dumnezeu însuși e absolut.
fundamentalismul religios. Vă aduceți aminte de cazuri grave în care unii creștini fetișizează anumite obiecte și, din păcate, se închină unor obiecte fără să înțeleagă faptul că Dumnezeu transcede materia. Capitalismul. Banul e totul. Cum adică? Dumnezeu e banul. N-ai bani, ești prost. Greșit. Nu absolutizăm acestea. Toate acestea nu sunt, toate aceste realități devin forme de idolatrie. Mai întâi creăm acești idoli și apoi ne închinăm la ei. Creăm aceste realități arătând curând că noi înșine și că și noi înșine facem asta. Apoi internalizăm acești idoli care pun literalmente stăpânire pe inimile și mințile noastre. Și aici e problema. Orice pune stăpânire pe inima și mintea ta, în afară de Dumnezeu, poate să te ducă într-o zonă de fetișizare, de idolatrizare și de fapt de depărtare de la Dumnezeu. Pentru că, dragilor, tronul lui Dumnezeu în noi este mintea noastră. Și dacă mintea noastră este ocupată cu altceva, Dumnezeu ne iubește cu gelozie. Și atunci, noi punând altceva în locul lui Dumnezeu, pierdem noi, este o pierdere uriașă a noastră, de aceea Părintele identifică forme noi de idolatrie. Inclusiv, iată, naționalismul. Este o formă de idolatrie. Adică, și se întâmplă de multe ori, vorbim frumos despre noi românii și e minunat, suntem minunați, dar nu suntem Dumnezeu pe pământ. Adică e bine să avem o limită în toate și să nu absolutizăm nimic altceva decât pe Dumnezeu cel preanalt, care este absolut. O altă temă foarte importantă în Muntele Tăcerii, pentru care v-am rugat să o cumpărați, este cum tratează Părintele Maximus dreptatea lui Dumnezeu. Știți cu toții că ne gândim că Dumnezeu, așa știam și noi când eram mici, dacă nu ești cu minte, te pedepsește Dumnezeu. Dacă faci prostii, te bate Dumnezeu. Mai mare prostie în educație nu există decât acest avertisment. Nu că Dumnezeu te-a creat din iubire, că te iubește, că te așteaptă și că te iartă. Nu, că El te pedepsește. Și noi toți am învățat din copilărie despre un Dumnezeu care nu este Dumnezeul nostru cel adevărat, ci a fost doar o proiecție a fricii părintelui că nu ești cu minte. Și atunci l-a luat pe Dumnezeu ca instrument maxim puternic și dacă te bate Dumnezeu, atunci stai potolit. Și trebuia să taci din gură, să nu întrebi și să nu comentezi. Asta era idealul părinților. Dom'le, să nu comentezi. Total greșit. Copilul trebuie să aibă dialog, să poarte dialog, să întrebe și să îi se răspundă, fraților. Și iată ce spune acest om minunat despre dreptatea lui Dumnezeu înțeleasă prost de către noi oameni. Să nu-L numim niciodată pe Dumnezeu drept, pentru că Dumnezeu este bun, nu este drept. Cum îl putem noi numi pe Dumnezeu drept din moment ce El ne cere că atunci când cineva ne jefuiește de bunurile noastre, noi să nu facem nimic? Și acel om, dacă vrea să-l conducem cu bunurile noastre, să o facem. Dacă cineva ne dă o palmă, să întoarcem și celălalt obraz. Când Hristos a fost în formă omenească și era pe cale să moară, nu s-a rugat pentru apostolii lui, ci s-a rugat pentru cei care îl răstigneau. Nu le-a spus ucenicilor, stați să vedeți ce am să fac eu când am să înviu. Am să-i pedepsesc pe cei care m-au pălmuit. N-a spus asta Hristos. Avem atât de multe exemple. Martirul Ștefan, care înainte să moară, bătut și aproape omorât cu pietre, cu ultima suflare a vieții lui, imaginați-o o secundă ce înseamnă să mori bătut cu pietre, lovit cu pietre, o moarte înceată și cruntă, cumplită. El striga, Doamne, nu le socoti lor, celor care mă lovesc, păcatul acesta. Așadar, ce înseamnă toate acestea? Că dreptatea lui Dumnezeu nu este justiția despre care credem noi. Dreptatea lui Dumnezeu, a subliniat Părintele Maximus, lucrează pe căi misterioase, dincolo de puterea noastră de pătrundere. Și totuși întreabă domnul Marchides, contrariat, până la urmă ce este dreptatea lui Dumnezeu? Și răspunde Părintele. Pentru Dumnezeu, adevărata dreptate este să ne ajute prin harul Lui
să îndreptăm ceea ce s-a stricat în noi. Asta înseamnă dreptate, îndreptare înseamnă. Și ce este aceasta? Înstrăinarea de natura noastră divină, că ne-am înstrăinat de natura divină. Adevărata dreptate, deci, înseamnă să atingem teosis, reunificarea cu Dumnezeu, Cel care ne-a creat după chipul și asemănarea noastră. Scopul nostru este unirea noastră cu Creatorul. Adevărata noastră patrie și destinație finală este unirea cu Hristos. Am fost stricați, chiar în esența ființei noastre, ontologic vorbind, am fost stricați prin cădere. Deci care e dreptatea lui Dumnezeu să pedepsească pe cineva? Nici de cum. Ci Dumnezeu întinde mâinile sale iubitoare și așa cum l-a primit pe Fiul Risipitor, ne așteaptă pe fiecare și ne creează condiții de a ne întoarce, dar din voința noastră, și să nu credem vreodată că dacă punem la pomelnic acolo că ți-a inundat vecinul de deasupra casa și că îl pui la pomelnic să-i crape capul, să-i meargă rău, să moară vecinul, nu o să se întâmple asta, dragilor. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă copleșitoare iubire și o așteptare cu mâna la frunte stătea Tatăl, unde o fi acest fiu rătăcit, până când te întorci. Și de fapt dreptate înseamnă iubire și pentru noi e un îndemn din această carte extraordinară, dinamică prin răspunsuri și întrebări, are o dinamică uimitoare, vă spun ceva. Dacă o cumpărați în seara asta, mâine o să aveți probleme la servici, că o să vă treziți greu. Eu când am început să o citesc, stăteam până la 4 dimineața și spunea nevasta, băi, pune mâna și culcă-te că mâine ai în slujbă. Nu pot să mă las de ea, deci nu o să vă puteți lăsa de ea până nu o terminați. Pentru că are o dinamică a dialogului fabuloasă. Și vă spun, răspunde multor din întrebările dumneavoastră personale. Dumnezeu să vă dea lumină în inimă ca fiecare cuvânt pe care l-auziți de la Părintele și de la acest minunat om care nu numai că este curios, veți vedea pe final cât de la ce măsuri ajunge acest om minunat. Și pentru că avem pe Părintele Romano-Catolic aici și pentru că știți foarte bine din tradiție că a existat uneori în Muntele Athos o reticență față de lumea romano-catolică, vin astăzi cu o veste bună. Frați părinți romano-catolici, dragii mei frați, în Hristos, am întâlnit un pusnic. De fapt, de ce suntem noi aici? Pentru că de curând am fost în Athos. Am întâlnit părinți ca părintele Maximus și acolo în Athos am întâlnit un pusnic minunat, un român, părintele Rafael, și noi între cei 12 oameni aveam un romano-catolic. Și l-am prezentat. Părinte Rafael, vă-l prezentăm pe Marius, care lucrează în Irlanda, la Dublin, este romano-catolic. Toți ceilalți și părinții ceilalți, atenți, să vedem reacția, părintele. Ce o să-i zică? O să-i dea anatema, o să-l cheme la botez, o să-l trimit în baptisteriu, o să-l ardă cu candela, ce o să-i facă? În momentul în care îl vede pe Marius, vine la el și îl îmbrățișează. Dragul meu, iubitule, am stat în pușcărie la Gherla. Și aveam în celulă cu mine doi părinți romano-catolici care își vomitau sânge din bolile de plămâni și care sufereau împreună cu mine. Sunt martiri. Sunt sus în cer. Te prețuiesc odată în plus că mi-ai adus aminte de colegii mei de celulă. Dumnezeu să fie cu tine. Și îi spune, știu că o iubești pe Maica Domnului. Și îi mai spune ceva. Iubește-L pe Dumnezeu și harul Domnului va fi în tine. Asta a fost răspunsul unui pusnic ortodox către un romano-catolic. Și închei cuvântul meu printr-o altă mărturie. Papa, Sfântul Părinte, și-a cerut scuze față de toate rănile istoriei. Inchiziție, și-a cerut scuze musulmanilor pentru toate rănile istoriei și creștinilor ortodoxi pentru toate rănile istoriei, nu intru în detalii, pentru toate rănile istoriei. Acest minunat om, da, Kyriakos, vine cu această veste în Athos, iată, papa și-a cerut scuze. Ce ziceți? Și-a avut parte de diferite reacții. Și e foarte interesantă o reacție. Papa ar trebui să renunțe la ideea că este infailibil, răspunde un călugăr puțin mai bățos. Vaticanul nu este centrul creștinătății. Iertați-mă, părinte.
Să nu mă înțelegeți greșit. Nu îl iubim pe papă, dar centrul creștinătății este în inima fiecărui creștin. Aici a spus adevărul. Dar era destul de șocant faptul că acuza oarecum papalitatea de infailibilitatea papală despre care știm foarte bine. Însă aceasta este o reacție. Altă reacție. Bătrânul Dionisie, e vorba de românul nostru, Dionisie, părintele Dionisie de la Colciu. Bătrânul Dionisie, un pusnic român, o mărturie românească în această carte. Un pusnic român, aproape orb, în vârstă de 92 de ani, a reacționat diferit la știrea pe care i-am dat-o. Și când l-am vizitat în schitul lui, aflat la două ore departe de vatopedul, pusnicul cu barbă lungă și înfățișare fragilă, când a auzit vestea că Sfântul Părinte și-a cerut scuze, a făcut semnul crucii, a ridicat brațele spre cer și a spus încântat că este cea mai bună veste pe care a primit-o în ultima vreme. Vedeți ce înseamnă, fraților? Cei care nu înțeleg aceste taine, uneori caută ceea ce ne desparte. Sfinții, pusnicii, oamenii lui Dumnezeu caută ceea ce ne apropie, fraților. N-avem energie să mai dăm și disputelor dintre noi. N-avem nici timpul, nici energia. Haideți să dăm energia luptei împotriva păcatului, împotriva patimilor, împotriva răului din noi și să ne luptăm împotriva noilor flageluri, și anume descreștinarea noastră, dezrădăcinarea noastră, lupta aceasta cumplită ca să fim trimiși spre acest consumerism îngrozitor care ne răcește inimile, și să rămânem calzi prin rugăciune, prin experiențe duhovnicești și prin citit de cărți bune. Felicitări, Herald, pentru faptul că ați făcut acest gest atât de frumos, să descoperiți acest neopateric, acest pateric contemporan. Pentru că ce e un pateric? Este o relatare a unor experiențe duhovnicești. Noi, eu și enoriașii mei, din acest spațiu frumos al culturii, din acest templu al culturii, am venit aici să vă spunem că toate aceste cărți n-ar fi decât maculatură dacă n-ar fi trăite. Și noi citim în duh aceste cărți și ne place să le citim în duh și facem la biserica noastră conferințe, convorbiri duhovnicești, și am să le spun credincioșilor mei că întâi o citim toți și apoi ne vedem să vorbim despre ea. Asta înseamnă să citești o carte în duh și în adevăr. Vă recomand să o citiți, să o trăiți și să simțiți în inima voastră că fiecare cuvânt pe care îl găsiți aici vi se adresează vouă. Amin. Mulțumim, părinte. Andrei, aș vrea să-ți propun să dezbatem pe scurt învățătura din Benedictus Deus al lui Mester Eckhart și dintr-o perspectivă ortodoxă. Care este zona aceasta de universalitate a acestei învățături din care omul, creștinul contemporan, își poate trage niște foloase? Și după aceea, următoarea întrebare, tot pe scurt, aș vrea să ne vorbești puțin despre isihast și din spațiul românesc. Asta așa, înainte de încheiere. Vreau să spun ceva despre Meister Eckhart. Mi se pare un detaliu foarte important. Când citești un autor de o asemenea bogăție și de o asemenea cultură, nu e ca și cum citești gândurile unui om care s-a așezat de unul singur într-o cameră și a început să scrie la ce s-a gândit. Nu, acolo, în rândurile sale, găsești secole de inteligență teologică, de experiență duhovnicească acumulată, evident, toate filtrate prin propriul suflet, prin propria experiență și prin inteligența cu care a fost înzestrat. În spatele teologiei lui Meister Eckhart se află o influență care este prezentă și în interiorul creștinismului ortodox,
A fost o perioadă în care, în secolul 20, în care exegeza s-a temut foarte mult să mărturisească această prezență și într-o anumită măsură a făcut foarte multe lucruri pentru a da o deoparte, de a se face că nu e acolo, de fapt. Și mă refer aici la neoplatonism. Foarte pe scurt, neoplatonismul este o continuare a filozofiei platoniciene. Școala, ultima școală neoplatoniciană din neoplatonică se închide în Atena în secolul V. Este foarte prezent în anumite tratate, neoplatonismul este foarte prezent în anumite tratate ale unor sfinți părinți, dar cum este prezent? Nu e ca și cum își propuneau, să zicem, să fure de la alții. Neoplatonismul ajunsese, așa cum știm noi în zilele noastre, ajunsese, să zicem, să fie în undeva cam până în secolul V, un fel de formă foarte, foarte înaltă de a duce până la capăt gândul despre imposibilitatea de a-L gândi propriu-zis pe Dumnezeu. Pentru că textele neoplatoniciene se ocupă în principiu cu încercarea de a gândi relația dintre principiu, să zicem Dumnezeu, tradiție creștină, și întemeiate, adică lumea, creația lui Dumnezeu. Sunt o relație foarte complexă. De ce? Pentru că Dumnezeu, dacă ar fi prezent așa cum ar fi El, ar supune lumea prezenței sale. El nu se poate arăta pentru că nu se poate identifica cu lumea. Pentru a lăsa lumea să fie, este un gest, foarte, o metaforă foarte frumoasă, pentru a lăsa lumea să fie, Dumnezeu trebuie să creeze și o distanță față de lume. Gestul creației sau gestul creierii este și în același timp un gest de iubire, pentru că este un gest prin care lumea este creată, este născută, dar în același timp este și un gest de distanțare, pentru că las pe celălalt să fie și nu să fie tot una cu mine. Ca să pot să am o relație cu cineva, am nevoie și de apropiere și de distanță. Ca atare, ne aflăm în spațiul acesta foarte complicat al apropierii și al distanțierii. Ne aflăm în dificultatea aceasta de a gândi în mod coerent relația dintre temei și temeiate, între Dumnezeu și creație. Ori, neoplatonismul, cu puțin înainte de creștinism, se confruntă cu această dificultate a gândirii, a relației dintre cele două. Și reușește să rafineze acest mod de a gândi, reușește să îi ducă consecințele până la capăt, într-o anumită măsură, iar capătul înseamnă uimirea. Capătul înseamnă momentul în care îți dai seama că, de fapt, cuvintele tale se suspendă, cuvintele tale nu pot cuprinde, propriu-zis, conținutul la care vrei să te referi și atunci îți rămân câteva variante la îndemână. Fie adresare directă față de cel în fața căruia ai căzut în uimire, când îți dai seama că îți depășește putința de a gândi sau de a concepe, iar adresarea directă înseamnă rugăciune, este doxologie, este discurs predicativ în care spun un predicat despre un subiect, spun despre Dumnezeu că este lumină, ci momentul în care mă adresez acelui subiect în mod direct și îi laud, iar lauda este o expresie a uimirii, această incapacitate a mea de a-l cuprinde. Dar în același timp, pentru că eu însumi nu mai sunt în postura asta într-un fel foarte orgolioasă de a-L cuprinde, de a-L defini, de a-L înțelege, îmi mărturisesc și incapacitatea și, de fapt, faptul că aș avea loc ca El să vină așa cum este El, nu cum cred eu că este El. Atunci, Dumnezeu, spune tradiția, are și El loc să acționeze. După ce mintea teologului, care a crezut că poate până la un cap, până la un moment, să înțeleagă ceva și să spună ceva despre Dumnezeu, până când, în momentul în care această minte nu renunță la ambiția sa, Dumnezeu nu se poate arăta ca fiind prezent acolo. Când renunță, când se smerește, are într-adevăr, este posibil o relație. O altă variantă este, de pildă, metafora sau este discursul poetic, prin care realmente încerc să exprim, sau prin alegorie, inexplicabilul.
În cazul lui maestrul Eckhart, neoplatonismul este și el prezent acolo. Dar, vedeți, în tradiția creștină lucrurile stau în felul următor. E pur și simplu să spunem că au folosit un tip de discursivitate extrem de performant. Cu alte cuvinte, nevoia de a gândi relația dintre Dumnezeu și lume, temei și întemeiate. Au folosit ceea ce pe piața culturală, să zicem, se afla și se manifesta cu extrem de multă precizie și acuitate. Dar au încreștinat acest tip de discurs. Este foarte important. Au adus, de fapt, conținutul revelației creștine, și anume că Iisus este Hristosul, că aici este miza. Cum îl înțeleg eu pe Iisus, omul Iisus? Păi îl înțeleg ca fiind Hristos. Deci este o mărturisire de credință și este ceea ce se revelează în inima mea. Este o interpretare și, în același timp, o vedere prin aparență, adică prin ceea ce mi se arată ochilor mei direct. Că nu este un simplu om, nu este fiul, doar fiul Dulgherului, ci este fiul lui Dumnezeu Tatăl. Și că este Dumnezeu. În momentul în care se întâmplă, după cum spuneam, această încreștinare a neoplatonismului, avem de-a face, de fapt, cu, să spunem, o folosire metodologică a un anumit tip, să spunem, foarte performant de a vorbi și de a gândi. Acest lucru se întâmplă cam din primele secole ale creștinismului, de pildă Sfinții Părinți Capadoceni, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Grigorie de Nazians. Ei toți avertizau asupra riscurilor folosirii dialecticii, adică metodei de analiză grecești, a filozofiei grecești. Dar erau cu toții scoliți la Academia din Atena. Cu alte cuvinte, era ca și cum, nu știu, erau la Sorbona zilelor noastre sau erau la King's College. Știau cu ce se mănâncă, propriu zis, discurs științific, ce înseamnă retorică. Știau despre ce este vorba în înțelepciunea grecească și o foloseau. Adică dacă vă uitați în tratatele lor, o să vedeți că, bun, ei avertizează asupra riscului de a cădea în dialectică grecească și de a uita de revelația creștină, propriu zis. Dar instrumentele sunt acolo, ei le folosesc. Au același tip de a da seama despre variantele interpretative, este o metodă diaporematică, poate cum te spun ce se află pe piață și care sunt ipotezele aflate într-o anumită problemă la îndemână. Păi uite, 20 de oameni înaintea noastră au spus asta. Bun, hai acum să le analizăm. Și încep să facă asta și avansează o teză, după care o critică cu un argument. Se gândește să vadă ce răspuns poate primi. Uneori răspunsul este autentic, este viu, pentru că este chiar vorba despre poate de o polemică, de o dezbatere cu un alt personaj care uneori în istorie se întâmplă să fie anatemizat ca eretic. Dar metoda este, dacă vreți, instrumentarul este grecesc, este vechi grecesc și este folosit. Ori acest instrumentar străbate creștinismul de la răsărit la apus. Îl găsim de pildă la Meister Eckhart. Avem o construcție neoplatoniciană și aici, nu, din păcate, nu este timp de a da seama, cum s-a mai spus înaintea mea, de a da seama de toate aceste ramificații. Avem de pildă în cazul lui Meister Eckhart o tripartiție neoplatoniciană. Da, este la rândul ei profund încreștinat. Adică acolo nu era, miza lui nu era de a strecura șopârle grecești în revelația creștină. Nu. Era de a căuta să împingi gândul scrutării taine dumnezeiești până la capăt, folosind cel mai bun instrumentar într-o anumită măsură, dar fără a idolatriza. Foarte important, că tot vorbeam înainte și de idolatrie. Idolatria poate să fie una inclusiv de tip intelectual. Adesea este foarte cumplită. Ca atare, în cazul lui Meister Eckhart avem și acest tip de anvergură intelectuală, care îl face și prin asta să fie foarte mare. Evident, pe de altă parte avem și această dimensiune ascetică. Era un dominican. Deci acolo este foarte multă practică monahală. Ori și practica monahală este într-o anumită măsură care regală, care unifică cele două tradiții, apuseană și răsăritană, pentru că bazele monahismului sunt dinaintea marii schisme. Sunt într-un fel aceleași. Avem să nu uităm, de pildă, exegeza deja o arată foarte clar, că tot ce înseamnă de pildă monahism insular, mă refer la Anglia, la Marea Britanie,
este de fapt, a fost, monahismul de acolo a fost creat și inundat de părinții din pustia Egiptului, care pe bărci și corăbii au ajuns acolo și au întemeiat așezări monahale pe tipicul egiptean, care tipic egiptean era la rândul lui deja inundat inclusiv de influențe uneori palestiniene. Mă rog, acolo a fost un dus întors între Egipt și Palestina. Însă, în cazul acesta, în cazul lui Meister Eckhart, avem această prezență destul de proprie creștinismului, adică acest tip de prezența unei filozofii grecești foarte, foarte, foarte riguros încreștinate. Ori, o să spun acum și să spun câteva cuvinte despre cea de-a doua întrebare. Cum mai este cu isihasmul în spațiul românesc? În spațiul românesc. Păi, primul răspuns este, și cel mai important este că este. Da, nu știu cât de mare este, dar știu că este și o spun nu pentru că am avut eu experiența lui, ci pentru că am întâlnit părinți care vorbesc despre asta. Acum un an îl întâlneam pe părintele Valerian, care sluja atunci, era la Schitul Pătrunsa și care spunea, slavă Domnului, avem pusnici și pusnice retrase în păduri. Avem munți. Adică pusnicii asta fac, cu asta se ocupă, cu această rugăciune neîncetată. Avem, de asemenea, Gheronda în spațiul lai. Bătrânii aceștia despre care se vorbește în carte, și se spune, am dat și în carte acest lucru, nu sunt de găsit doar în spațiul monahal. Sunt, uneori, laici, adică oameni care nu au fost unși monahii sau care nu sunt, nu fac parte din cler, dar care au dobândit rugăciunea. Și există, chiar am aflat chiar la Vatoped, că există și această practică și în Grecia, la noi nu știu dacă există, ar fi interesant de aflat, că sunt uneori laici care au primit harisme de la Dumnezeu, cum e de pildă acest har, acest dar al discernământului. Cu alte cuvinte, cum se spune în limbajul mai coloviat bisericesc, au rada duhovnicesc, uită la tine și cam știu despre ce este vorba. Și primesc oameni la spovedanie, deci sunt trimiși de către preoți să se spovedească, dar evident ei nu dau nicio rugăciune de ridicare, de iertare și de ridicarea păcatelor. În schimb ascultă, dau îndrumare, după care, după ce au ascultat și au primit îndrumarea, sunt trimiși la un preot care le face rugăciunile conform celor spuse și de acel om. Iar astăzi sunt zilele noastre. E adevărat, nu știu dacă la noi, aici ar fi interesant de aflat. Dar știu sigur că sunt mărturii ale unor părinți, care au fost unor părinți străini, altor părinți de la noi, care spun că da, sunt ucenici în lume care au de pildă rugăciunea neîncetată. Cu funcții care mai de care mai variate, de la mamă de 7 copii la CEO de companie. Aici nu există oficia postului predilectă pentru a te califica în vederea dobândirii rugăciunii. Cred că, și cu asta aș vrea să închei, am fi poate foarte câștigați dacă în anii care urmează ar fi accentuate două demersuri. Unu, scoaterea la lumină din arhivele bisericii și uneori chiar ale CNSAS-ului mărturii despre martirii închisorilor, pentru că acolo sunt multe cazuri de sfințenie de oameni care au intrat eventual în pușcărie păcătoși și au ieșit și au murit sfinți acolo. Și sunt mărturii despre ei și sunt și istorici care caută în arhive și care spun că ar merita și că există de altfel câteva proiecte de acest fel, dar încă n-au fost făcute publice, încă nu sunt publicate cărțile și rezultatele cercetărilor, în care se află foarte multe, s-ar afla foarte multe lucruri uimitoare despre prezența acestor martiri din pușcăriile comunismului, pe de o parte, și pe de altă parte, într-un fel este vorba tot despre ei, poate că ar merita să fie luată și mai în serios prezența de la jumătatea secolului 20, a ceea ce a însemnat pentru spațiul teologic românesc grupul Rugului Aprins.
Pentru că acolo era vorba despre un veritabil nucleu duhovnicesc și despre, poate, cel mai pregnant vârf de inteligență, cel mai înalt vârf de inteligență teologică pe care Ortodoxia din România a avut-o. Că oamenii care au fost în acea grupare au fost oameni nu doar de o inteligență uimitoare și de un rafinament cum rar îl poți întâlni, nu știu, mă refer, nu știu, la părintele Andrei Scrima, la Alexandru Mironescu, sunt deja oameni care ale căror texte au mai fost publicate la noi, părintele Benedict Ghiuș, despre care deja există mărturii că ar fi avut o viață sfântă, părintele Dumitru profesorul de logică, Anton Dumitriu, despre care iarăși există mărturii că avea rugăciunea inimii, profesor de logică cu rugăciunea inimii și care era într-o foarte strânsă relație cu părintele Cleopa. Într-o anumită măsură este foarte păcat că noi nu, că stăm efectiv pe o comoară de inteligență teologică și nu știm de ea în acest moment. Și este o inteligență teologico-isihastă, pentru că era împletită cu rugăciunea. Nu se întâlneau doar pentru a discuta pe teme teologice, ci aprofundau rugăciunea, aveau rezultate și le împărtășeau între ei și progresau. Mulțumesc! Mulțumesc, Andrei. Părinte Lucian Dencă, aș vrea, pentru că într-o oarecare măsură, într-adevăr, și timpul ne presează, să abordăm și ultimul subiect din cele trei discutate în evenimentul nostru de azi. Este vorba despre faimosul nor al necunoașterii. Ce reprezintă această lucrare și cum se poate folosi învățătura ei astăzi și dacă este accesibil, dacă este accesibilă laicului? Da, am să vorbesc câteva lucruri despre acest lucru și apoi câteva lucruri despre impactul acestei lucrări astăzi. În primul rând, este o lucrare anonimă, după cum bine știți, scrisă în limba engleză în secolul al XIV-lea și este unul dintre cele mai influente texte de mistică scrise în această limbă în teologie, în tradiția occidentală. Este vorba despre un ghid, despre un îndreptar al vieții contemplative, care este prezentat, viața contemplativă este prezentată drept cale a perfecțiunii, de dorit, dar care are și pericole. Proverbul, cine este mai sus când cade, cade mai rău. Autorul, în introducere, consideră că lucrarea nu trebuie citită și sfătuiește, nu trebuie citită de cei care nu au făcut experiența vieții contemplative. Textul cel mai comentat în această lucrare este textul din Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42, când se povestește vizita lui Iisus la cei trei frați, Lazar, Maria și Marta. De ce Marta, spune autorul, nu o înțelege pe Maria, care stă la picioarele lui Iisus? Pentru că Marta nu are experiența vieții contemplative. Fapt pentru care și cititorul este îndemnat să nu citească această carte dacă nu are această experiență, pentru că experiența te învață să citești o lucrare de Duh. Contextul în care apare această lucrare este contextul opoziției care a existat deja de la începuturile creștinismului. Și anume, opoziția între viața contemplativă și viața apostolică. Se pare chiar că și capitolul 21 din Evanghelia după Ioan ar fi fost adăugat tot pentru a răspunde la o asemenea întrebare. Este vorba despre Petru și Ioan. Care este mai important? Petru, care a primit întâietate și care va merge în apostolat, sau Ioan, care va rămâne cu mărturia lui până la sfârșitul veacurilor? Textul încearcă să răspundă această întrebare. Secolele 13, 14, 15 sunt pline de asemenea lucrări care vin să răspundă la această întrebare, iar răspunsul este unul simplu și anume, biserica are nevoie de contemplativ, cum are nevoie de oameni misionari apostolici, biserica are nevoie de oameni apostolici, cum are nevoie de viață contemplativă. Și autorul chiar sublinează ideea că în fiecare contemplativ se ascunde o viață apostolică și în fiecare om apostolic se ascunde o viață contemplativă. Cu alte cuvinte, cele două stări de viață în biserică se completează una pe cealaltă. Traducerea acestei lucrări în multe limbi moderne apare într-un context în care creștinismul este invitat la o relectură a contextului istoric, filosofic și teologic
în care a luat naștere și s-a dezvoltat gândirea creștină. În acest sens, norul necunoașterii rămâne un text important din istoria mistică occidentală, fiind necesară cunoașterea contextului în care a luat naștere, iar pe de altă parte, lucrarea prezintă un interes aparte pentru studiul misticii comparate, în particular în această carte, comparația cu budismul zen. Astfel, pare că această lucrare ne conduce spre un spațiu mistic care depășește religia, de fapt. În tradiția occidentală, misticul este cel care caută direct unirea cu divinul. Și această unire cu divinul îl face uneori să depășească chiar și limitele impuse uneori de dogme. Autorul a dorit să rămână anonim, iar anonimatul său se pare că a fost respectat de contemporani. Însă, criticii de astăzi lansează câteva ipoteze. Din text se degajă a fi un om care are o bună formare teologică, un om fidel rugăciunii, un om care este în contemplație permanentă, un om care pare a duce o viață eremitică. Atunci poate fi vorba despre mai multe ipoteze. Unii au lansat ideea că ar fi vorba despre un preot paroc de țară care nu prea are multă activitate pastorală și atunci se dedică într-un mod cu totul deosebit misticii. Alții spun că ar fi vorba despre un monah certozin. Acești certozini care s-au născut în Franța și care au un stil de viață contemplativă destul de rigidă. Iar alții spun că ar fi vorba despre un eremit oarecare care ar duce o viață solitară. Cele mai multe voci merg pe ideea unui monah certozin. Eu însumi, fiind martorul citirii mai multor cărți în limba franceză, și în dreptul autorului este scris un monah certozin, Amon Chartreux. Și în aceste lucrări întâlnim exact aceleași motive pe care le întâlnim în această lucrare, și anume libertate și ascultare, bogăție și sărăcie, discernământul spiritelor și așa mai departe. Teme specifice acestor oameni care trăiesc într-o experiență continuă de contemplație. Alors, ideea de bază pe care autorul, indiferent cine ar fi el, încearcă să o transmită, este aceea că între capacitatea noastră de a cunoaște și înțelege misterul lui Dumnezeu, există un nor de ignoranță de nepătruns. Dar, spune el, mai există și un alt nor ce ne pune, din potrivă, în comuniune și în comuniune cu Dumnezeu iubire, și anume norul uitării, norul abandonului total al oricărei realități exterioare. Este norul contemplației. Contemplativul, aflându-se la mijloc între cer și pământ, învăluit în cei doi nori, își dă seama că Dumnezeu nu poate fi cunoscut datorită rațiunii și cunoașterii sensibile, ci doar iubirea, și iubirea din această perspectivă de caritas poate pătrunde dincolo de vălul din fața ochilor noștri pentru a-L contempla pe Dumnezeu în misterul Său trinitar, și anume Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. De aceea, autorul, care dă dovadă unui bun formator în viața duhovnicească, îndeamnă la căutarea lui Dumnezeu nu prin efortul rațiunii și intelectului, ci prin contemplație și prin iubire, sub acest aspect al carității. Așadar, mulți sunt cei care au fost influențați de această operă, care se află în linia, după cum s-a mai vorbit, lui Pseudo-Dionisie Areopagitul, și vedem că asemenea influențe al acestei lucrări le întâlnim și la Sfântul Ioan al Crucii, dar și la unul cum ar fi Teilhard de Chardin, accentul fiind pus mereu pe practica rugăciunii în tăcere. Iar în tradiția catolică avem această practică a adorației, ab orare din latinește, care înseamnă gură către gură. Contemplativul este cel care stă gură către gură cu Dumnezeu, primind suflul divin de la Dumnezeu și el însuși transmițând suflul său uman Dumnezeului, care dorește să-l îndumnezească și îl invită la această uniune, comuniune cu divin. Mulțumim foarte mult, Părintele Lucian Tâncă. Părinte Victor Georgescu, aș vrea tot pe scurt, vă propun să facem o paralelă între învățătura norului necunoașterii și învățături similare din Ortodoxie.
voi încerca să fiu foarte, să explic, sau mai bine să scot în evidență câteva asemănări, pe scurt, pe care le-am întâlnit citind Domnul Recunoașterii, ca cititor de tratate de spiritualitate creștină răsăriteană, dincolo de titlu și de această expresie a Domnului Recunoașterii, The Cloud of Unknowing, care cumva dorește să-l amintească de acel, cum spunea Dionisia Ropagitul, ton gnophon tis sagnosias. Deci, dincolo de titlul și de repetata întâlnire în textul, în paginile acestui tratat de mistică occidentală, acestei expresii, care devine cumva, am întâlnit de foarte multe ori, un fel de leitmotiv. Pe lângă distincțiile întâlnite firește și până la urmă sunt firești, pentru că tradițiile de viață contemplativă s-au dezvoltat de-a lungul timpului în bazine de spiritualitate cu accente diferite, am fost plăcut impresionat să găsesc, de exemplu, acum referindu-mă la metodologie sau la metoda prin care modul de viețuire contemplative, faptul că întreaga creație trebuie trecută în uitare, să existe un nor, spunea necunoscutul autor, un nor de uitare să se afle în spatele celui care dorește să ducă o viață contemplativă, un nor de uitare a tuturor celor care sunt, au fost și vor fi. Lucrul pe care l-am întâlnit la, aminteam mai devreme de câteva variante prin care ne-a fost în răsărit transmisă metoda de rugăciune neîncetată. Și prima lui pseudo Ioan Gură de Aur spune așa, că trebuie lăsate toate în urmă, trebuie părăsit gândul, gândul sau amintirea oricărui lucru, fie el cel mai cuvios sau cel mai de dorit și părut folositor și orientat atenția contemplativului către rugăciune și către Dumnezeu. Și aceasta, așa cum spunea și cum spune în paginile norului de necunoaștere, nu prin intelect, cât prin acea suliță care trebuie să împungem în norul de necunoaștere, suliță cumva iubire. Prin iubire trebuie să tindă omul și reușește să tindă, pentru că prin minte, cel mai presus de minte nu poate fi cunoscut sau văzut sau accesat. Un alt lucru care m-a impresionat a fost acela că varianta de viață contemplativă pe care o propun este aceea, și de fapt nici nu afirmă că nu există o altfel de viață contemplativă autentică decât în biserică, deci în spațiul eclesial. Nu propune o mistică solitară în afara comuniunii frățești în Hristos, ci în Hristos, și orice toți cei care ar încerca să se aventureze în mod solitar în asemenea experiențe s-ar putea potbi profund. De aceea, tot spiritul și al tradiției răsăritene chiar recomandă un povățuitor celui care dorește să deprindă această viață cu adevărat de dorit și poate, dacă este să mă leg acum un pic de cuvinte găsite în spiritualitatea răsăriteană, poate meșteșugul îndumnezeirii, numit astfel. Multe mai sunt. Mă întorc acum la finalul cuvântului la expresia norul necunoașterii, o expresie valorificată, o expresie potrivit unor comentatori ai corpusului dionisian, expresie creată de Dionisia Ropagitul, preluată
cum spuneam mai devreme, în repetate rânduri de către autorul Norului Necunoașterii, dar cumva valorificată în multe ipostaze în altfel și poate v-aș, la finalul cuvântului meu, aș putea să vă incit să, ca în lectura dumneavoastră a Norului Necunoașterii și după aceea poate reușiți să citiți teologia mistică lui Dionisia Lopagitu, să vedeți și asemănările, să căutați și asemănările, dar și distinția în sensul înțelegerii și înțelesului acestei expresii, anume Norul Necunoașterii, la misticul autor al cărții de față. Acest nor este prezent de la începutul parcursului mistic, dar la începutul vieții contemplative. Este un nor situat, spune adesea, între mine și Dumnezeul meu sau între tine și Dumnezeul tău. De când la Sfântul Dionisie îl întâlnim nu între contemplativ și cel iubit și de dorit, adică Dumnezeu, ci cumva în acest nor se sărășește Dumnezeu și asemenea lui Moise în Sinai și contemplativul este venit să intre în acest nor în care se sărășește Dumnezeu. Ar fi interesant. Poate și am putea discuta altă dată, cu altă ocazie, despre modul interesant cum valorifică această, cum valorifică autorul Norului Necunoașterii această expresie prin care dorește în repetate rânduri să exprime un adevăr profund pe care l-a valorificat într-o manieră diferită, nu contrară, dar diferită. Mulțumim, părinte. Mihai, să nu râzi de mine, tot pe scurt. E canonul meu. Așa. De la soare. În lumina celor discutate la această dezbatere și, bineînțeles, a cărților despre care am vorbit cu toții, hai să încercăm să tragem o concluzie despre practica creștină contemplativă și despre folosul ei și, în general, a cărții de spiritualitate creștină pentru laicul contemporan. Da, mă simt puțin stingher că eu trag o concluzie cu trei părinți la masă, în ce iertare mă smeresc, asta e. Mi-am notat câteva idei, dar înainte aș vrea să spun două lucruri, doar două. Una referitoare la ce spunea Andrei despre rugul aprins. Din nefericire, dacă știu eu bine, dacă nu știu, aș fi foarte fericit să fiu contrazis. Acolo funcționa un anumit regim de binecuvântare dată pentru rugăciunea neîncetată. Și din câte știu eu, părinții ultimii care au fost în viață s-au săvârșit fără să dea această binecuvântare cuiva. Poate că știu greșit și aș fi fericit să aflu, dar într-una parte, că asta e o mică taină, așa. Iar apropo de ce zicea părintele Victor Georgescu, dacă de asemenea îmi amintesc bine, că eu sunt cel mai puțin pregătit de aici, teologic vorbind, știu că la Dionisia Lopagitu există o vorbă, acest întuneric orbitor al lui Dumnezeu, care amintește foarte frumos de acest nor al necunoașterii. Așa, acum îi răspund lui Sorin la întrebare, respectându-l canon. Uzual noi neglijăm o anumită latură a ființei noastre, funcționăm ca un fel de mașină cu trei roți. Și care este cea mai importantă, probabil, pentru noi și din acest motiv, deși suntem într-o lume plină de știință și tehnologie și în care ne simțim puternici, suntem sterbi, foarte adesea interior. Un alt lucru pe care îl putem remarca este un anumit curent spiritual globalist, așa, care nu este valabil numai la noi. Întâmplător cunosc și alte spații spirituale și ei se plâng de același lucru. Oamenii dintr-un spațiu spiritual își neglijează propriile lor rădăcini și aleargă să caute în alte părți răspunsuri pe care de fapt le au chiar la ei, în țară sau în locul unde sunt, numai că n-au știut să le caute.
Și poate că într-un fel și colecția aceasta își dorește să ne incite, că e valabil pentru toți, să căutăm începând de la noi de acasă și după aceea mergând către exterior, pentru că altfel vom păți ca în Alchimistului Coelho și de fapt e un motiv clasic în care cel sărac caută prin toată lumea și când se întoarce în propria grădină, sub el era comoară. Avem o astfel de comoară aici în spațiul românesc. Așa cum am văzut, practica contemplativă e o practică a liniștii și a trezviei, care trezvia fiind această permanentă conștientizare a gândurilor și a ceea ce faci și a ceea ce ești și a raportului tău cu Divinul. Și aceasta ajută chiar și pe orizontal. Am mai spus și data trecută, eu sunt inginer, o să încerc să vă spun niște lucruri foarte practice, așa. Deși nu ăsta este scopul acestui complex de practici și dimensiunile lui sunt mult mai mari decât asta, chiar și acel necălcat pe picior a colegului din autobuz e un început bun pentru viața noastră de zi cu zi. Și există și se oferă premisele prin aceste practici, bineînțeles prin cele de început, că după aceea sunt alte scopuri și alte măsuri, adică nu toată lumea ajunge la el. Scopul pentru cei dotați cu credință, cu deschidere și cu determinare este să ajungă la sfârșitul căii. Dar asta pentru cine poate, numai că nu trebuie să ne descurajăm, teoretic toată lumea poate. Iar în ce privește cartea de spiritualitate, cred că este un pas foarte bun de început să aflăm marile gânduri ale unor practicanți și nevoitori și din vechime și din zilele noastre, cum este această carte a lui Marchides, să aflăm despre marile lor sfaturi înțelepte de viață, lucruri simple, nu atât de complicate, și după aceea și de marile lor metode, numai că aceasta de obicei cu povățuitor. Și aș încheia cu, am găsit azi o vorbă care e atribuită lui Einstein, că știința fără religie este șchioapă, iar religia fără știință este oarbă. Mulțumesc! Mulțumim, Mihailiță! Părinte Vasile Ioana, în încheiere câteva din experiențele de la Muntele Athos. Una singură! Una singură! În primul rând, vă mulțumesc vouă celor care ne-ați arătat astăzi seară că ați început deja practica contemplativă, ascultându-ne cu atenție și fiind atât de liniștiți. Voi ne-ați inspirat prin pacea pe care ne-ați oferit-o. Vă mulțumesc pentru asta. Eu personal am simțit că vine dinspre voi. Eu nu pot să trăiesc fără ca vorbitor, fără cei care mă ascultă și fără să intru într-o chimie cu ei. Și v-am simțit inimile deschise către cunoaștere și către simțire. Cunoașterea și simțirea trebuie să fie împreună. Este esențial pentru viața voastră și pentru viața mea este esențial să ai un părinte care să-ți fie GPS către împărăția cerurilor. Fără GPS nu poți să ajungi la destinație. Dacă ești în mijlocul orașului Viena și trebuie să ajungi la hotel, ai nevoie de un GPS. Poți să ajungi la foarte greu. Deci un părinte, alegeți-vă, căutați-vă un părinte pe care să-l întrebați chestii. 1. 2. Alegeți-vă un părinte care să vă sfințească prin rugăciune și prin dragoste. Dacă aveți șansa și să vă dea Dumnezeu șansa să căutați oameni cât mai sfinți, cât mai aproape de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să cunosc anul acesta, am fost, de aceea sunt eu astăzi aici, pentru că dumneavoastră m-ați văzut că urc pe Aton, probabil că nu știu cum m-ați invitat, că deștept nu sunt. Adică eu mă întreb ce caut aici, în scaunul ăsta. Și mi-i închipui că m-ați invitat pentru că m-ați văzut că urc pe Aton. Și dacă m-ați văzut că urc pe Aton, omul ăsta o avea o legătură cu părinția din Athos. Pentru asta, probabil că m-ați invitat și vă și răspund că m-am întâlnit într-adevăr cu oameni sfinți care trăiesc pe Aton și care sunt pusnici. Și vă spun o mărturie de la un pusnic, de la un părinte, care a spus așa. Ne-a văzut pe toți 12 și ne-a privit pe toți, așa ne-a scanat, ne-a privit și n-a spus nimic. S-a uitat la noi și noi la el. Și unul din cei 12, mai neaoși, întreabă, părinte, cum e cu viața asta? Ca să-l întrebe ce să-l provoace. El doar s-a uitat la noi așa. A creat un contact vizual întâi.
pentru că Dumnezeu ne privește și noi ar trebui să-L privim. Și El îmi spune așa tuturor, și acest mesaj vi-l ofer și vouă ca dar. Noi am făcut pași mulți până acolo. M-am uitat pe Steps, că e un programel, am făcut 43 de kilometri în total, pe tot Sfântul Munte, în 5 zile. A fost minunat. Se uită la noi, ne scanează și zice, ascultând ce spune, ascultând întrebarea acestui minunat frate, fraților, lumea vă joacă, voi să nu o jucați. Dar unul mai tântălău zice, cum adică? Și el spune, repet, lumea te joacă, tu nu o juca. E o piesă, înțelegi? Și el se uită așa ca și cum, e clar că nu înțelege. El zice, să ai bani ca și cum n-ai avea, să ai mașină ca și cum n-ai avea-o, să ai casă ca și cum n-ai avea-o, să trăiești departe de acestea, dar cu ele, că n-are nevoie Dumnezeu de mașina ta sau de banii tăi sau de toate posesiunile tale, să trăiești cu ele ca și cum nu le-ai avea. Înțelegi? Da, cum am înțeles. Dragilor, să trăiți în lumea asta cu gândul la Dumnezeu și cu inima la Dumnezeu și toate cele de pe pământ să fie așa strict în utilitatea lor. Cu acest telefon poți să vorbești cu un prieten sau poți să te uiți la tâmpenii. Tu accesezi, tu alegi ce faci. Alegeți-L pe Dumnezeu prin toate mijloacele, pentru că Domnul a spus, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Și e limpede că Dumnezeu ne-a cerut să folosim toate mediile pentru propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu și așa se sfințesc și mediile prin Cuvântul Lui Dumnezeu transmis prin ele. Iertați-mă, iertați-ne să vă binecuvinteze Dumnezeu gândurile, să vă ocrotească Dumnezeu viețile, să vă dea Dumnezeu dorința interioară puternică de a fi cu Dumnezeu în fiecare zi și să simțiți iubirea Lui Dumnezeu prin deschiderea inimii voastre în fiecare zi și veți trăi în această societate murdară ca în rai. Se poate, fraților, credeți-mă că se poate. Cu spovedanie deasă, cu împărtășanie deasă, cu Hristos alături, cu iubire cu prietenii, cu dragoste împărtășită, cu răbdare, cu îndelungă răbdare, cu pace în inimă, cu liniște. Toate acestea sunt realități vii. De voi depinde ce accesați. Doamne ajută! Mulțumim mult, Părinte! Aici se încheie evenimentul nostru, tradiția via spiritualității creștine, dincolo de dogmatism și prejudecăți. Gazda noastră din această seară, Librăria Cărturești Verona, vă mulțumim că ați venit în număr mare, așa cum am spus și la începutul evenimentului, și că ați rămas până la final. Înseamnă că ați primit răspunsurile la întrebările pe care le-ați avut și pe care invitații noștri au avut bunăvoința să vă răspundă. Le mulțumesc din suflet și dânșilor, Părintele Victor Lucian Georgescu, Părintele Lucian Dâncă, Părintele Vasile Ioana, prietenii mei Andrei Gâitănaru și Mihai Liță. Cum v-am spus, acest eveniment este al doilea, face parte din campania Te așteptăm în librăria editurii Herald. Vor mai urma și alte evenimente până pe 1 noiembrie, când se încheie această campanie. Vă așteptăm, cum spuneam, și la alte evenimente și să aveți o seară minunată în continuare. Mulțumesc!